Stimați colegi, bună seara! Desfășurăm ședința Guvernului Republicii Moldova. Este luni, 30 noiembrie. Începem săptămâna patimilor bugetar-fiscale. Avem pe agenda ședinței de astăzi mai multe proiecte, dar principalele sunt cele care țin de politica bugetar-fiscală și bugetele anuale, deci și am utilizat această expresie. Urmează să examinăm astăzi aceste proiecte și dacă o să le aprobăm, le vom remite în Parlament pentru a fi examinate și aprobate. Întrebări, propuneri la agenda ședinței de astăzi? Nu sunt, respectiv, vă rog să procedim la examinarea subiectelor incluse pe ordinea de zi. La capitolul cu privire la cadre, astăzi nu avem niciun proiect, respectiv proiectul numărul 2, privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, adică politica bugetar-fiscală. Domnule viceprim-ministru, ministru al finanțelor, Serghei Pușcuță, vă rog să prezentați proiectul. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2021. Specificul anului 2020, determinat de situația epidemiologică existentă la nivel național și internațional, dar și de calamitățile naturale din sectorul agricol, impune noi adaptări ale politicilor publice de natură bugetar-fiscală. Întreprinderea măsurilor complexe care rezultă din situația creată și care sunt direcționate spre susținerea mai multor domenii economice afectate, continuă a fi o prioritate a Guvernului. În acest sens, proiectul de lege conține atât măsuri de diminuare a presiunii fiscale, cât și mecanisme noi de subvenționare în vederea susținerii relansării economice. Proiectul de lege a fost consultat cu autoritățile publice și asociațiile de business, fiind recepționate și examinate peste 300 de propuneri. Totodată au fost organizate mai multe ședințe cu mediul de afaceri și cu alte părți interesate, în cadrul cărora au fost discutate prevederile proiectului de lege și propunerile acestora la legislația fiscală și vamală pentru anul 2021. De asemenea, proiectul de lege a fost discutat în cadrul Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective și pe platforma grupului de lucru a Comisiei de Stat pentru Reglementarea Activității de Întreprinzător. Majoritatea propunerilor reflectate în proiect sunt așteptate și solicitate de mediul de afaceri și cuprind în principal următoarele. Măsuri de diminuare circulației numerarului în economie națională. Uniformizarea cotelor impozitului pe venit. Majorarea scutirilor acordate persoanelor fizice, în special scutirii pentru persoanele întreținute cu 50%. Reducerea de la 18 la 12% a cotei impozitului pe venit pentru persoanele care activează în domeniul justiției. Extinderea termenului de aplicare a facilităților fiscale la impozitul pe venit pentru sectorul IT. Neimpozitarea cu impozitul pe venit la cota de 4% a veniturilor din granturi neimpozabile. Eliminarea impozitării dividendelor distribuite în folosul persoanelor juridice. Aplicarea impozitului pe venit în mărime de 3% pentru dobânzile obținute de persoanele fizice. Modificarea regimului TVA în agricultură prin aplicarea unei cote reduse a taxei pe valoare adăugată pentru îngrășăminte și fertilizanți concomitent cu aplicarea aceleiași cote a taxei pe valoare adăugată pentru producția agricolă primară. Reducerea cotei taxei pe valoare adăugată de la 15 la 12% pentru sectorul horeca. Permiterea la deducere a sumei taxe pe valoare adăugată aferentă mărfurilor procurate, care în procesul activității de întreprinzător au fost distruse ca urmare a calamităților naturale. Extinderea programului de rambursare a taxei pe valoare adăugată până la 30 septembrie 2021 pentru producătorii agricole afectați de calamități naturale în limita cuantumului impozitelor salariale achitate. Acordarea dreptului de restituire a taxei pe valoare adăugată în cazul modernizării mijloacelor fixe. Asigurarea concurenței loiale prin revizuirea tratamentului fiscal al mărfurilor importate prin intermediul trimiterilor poștale internaționale, prin micșorarea plafonului neimpozabil de la 200 la 100 de euro, începând cu 1 mai 2021, pentru procurările de pe platformele de comerț online. Stabilirea cotelor accizelor pentru anii 2021-2023, astfel fiind propusă creșterea graduală anuală la produsele de tutun cu 15%,
la băuturi alcoolice cu 5% și produse petroliere cu 9%. Stabilirea accizilor pentru mijloacele de transport reieșind din eliminarea prohibițiilor la importul acestora. Diminuarea pragurilor valorice a contrabandei cecat sub incidența legislației penale. Instituirea mecanismului de subvenționare a creierii locurilor de muncă prin subvenționarea salariilor în cazul angajării tinerilor, cetățenilor aflați peste hotarele țării și persoanelor cu dizabilități. Suma alocațiilor din bugetul de stat pentru anul 2021 în acest scop, pentru acest program, se estimează a fi de 200 milioane lei. Instituirea mecanismului de subvenționare a agenților economici ce colectează, reciclează și valorifică deșeurile solide ce derivă din ambalajele importate și produse pe teritoriul Republicii Moldova. Suplimentar, menționez că proiectul de lege conține propuneri ce vin să consolideze autonomia financiară și decizională a autorităților publice locale prin anularea reducerii de 15% la achitarea impozitului pe bunuri imobiliare, acordarea dreptului autorităților locale din localități rurale de a stabili de sine stătător în limitele de la 0,05% până la 0,4% a cotei impozitului pe bunurile imobiliare. Actualmente este cota fixă de 0,1%. Acordarea competențelor de a stabili taxe locale speciale pentru prestarea serviciilor publice locale altele decât cele prevăzute de codul fiscal în mărime și în modul stabilit de autoritățile publice locale. Proiectul de lege prevede și unele măsuri de politică salarială propuse pentru anul 2021, în special de majorare a sporului caracter specific pentru personalul medical, alte ajustări ale prevederilor legii 270 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și alte acte normative pentru remedierea problemelor identificate la implementarea legii nominalizate. Îmi exprim convingerea privind necesitatea promovării prezentului proiect de lege care va avea un impact pozitiv asupra mediului de afaceri, asupra veniturilor bugetare și respectiv asupra bunăstării societății și a cetățenilor. Ținând cont de cele propuse, de cele expuse, propun susținerea proiectului hotărârii Guvernului despre aprobarea proiectului de lege ce vizează politica bugetar-fiscală pentru anul 2021. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, pentru prezentarea acestui proiect. Stimați colegi, vă rog, dacă sunt careva întrebări, propuneri, comentarii, obiecții la principalul document de politică bugetar-fiscală pentru următorul an. Domnul ministru al Justiției Fadei Năgăcevski, vă rog. Stimați domnule prim-ministru, stimați domnule viceprim-ministru, eu vreau să aduc sincere mulțumiri colegilor noștri pentru efortul depus, dar și pentru faptul că au acceptat pozițiile profesiilor liberale, profesiilor juridice în ceea ce privește uniformizarea cotei pentru impozitul pentru venit. Sincer, mulțumesc pentru acest fapt și cu siguranță, cum am și menționat și la ședința operativă, susțin cu ambele mâini respectivă politică bugetară fiscală. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domn ministru Năgăcevski. Ne facem bine cu avocații, cum se spune. Alte întrebări, vă rog. Ministrul al apărării, vă rog, domnul Victor Biciuc. Stimate domnule prim-ministru, stimate domnule viceprim-ministru, eu într-adevăr, din numele efectivului armatei, vreau să vă mulțumesc pentru aceea că ați acceptat propunerile noastre și efectivul armatei va primi s-a mărit valoarea de referință. Vă mulțumesc din suflet, din numele întregii armate. Colegi, mulțumirile la final. Acum, întrebări, obiecții, poate pe ultima sută de metri doriți să mai schimbați ceva, mai trageți un pic jăratic la turta instituțională. Acum, acum. Nu mai sunt, văd că întrebări. Colegi, o să continui și eu cu mulțumirile, dar de data aceasta, dacă îmi permiteți, pentru toți partenerii noștri, mă refer la asociațiile de business, la patronate, la sindicate, la toți autoritățile publice locale, la toți acei care au fost alături de noi în elaborarea acestui proiect. Ministerul Finanțelor a remis spre consultări largi încă în septembrie toate aceste propuneri. Am avut mai multe sugestii, și de mai înlocuit ceva, și de mai adăugat ceva, și de mai schimbat ceva. Deci vreau să mulțumesc tuturor pentru participarea la procesul consultativ. Repet, în primul rând,
Mă refer la asociațiile de business care chiar și ne-au ajutat, nu doar că s-au dat cu părerea. Deci vă mulțumesc foarte mult și sper că în forma actuală proiectul respectiv reflectă așteptările în mare parte a business-ului, a mediului de afaceri pentru anul viitor, bineînțeles considerând și niște realități, pentru că proiectul consideră situația reală care se află în Republica Moldova. Ne-am dorit și noi mai multe, poate mai multe scutiri, mai multe avantaje pentru business, dar reieșim din situația care este. De asemenea, vreau câteva întrebări de concretizare, domnul viceprim-ministru. Ați spus acea inițiativă de diminuare a plafonului pentru valoarea coletelor de la 200 de euro la 100 de euro intră în vigoare de când? În proiectul care l-am prezentat, este propunerea să fie de la 1 mai, ca să fie perioada de adaptare către aceste prevederi. 1 mai 2021. 1 mai 2021, pentru că instituțiile statului, inclusiv Serviciul Vamal și Poșta Moldovei, se extinde, și Poșta Moldovei se extinde capacitățile. Am înțeles. Alt subiect este, era vorba în cadrul acordului pe care îl avem noi cu Uniunea Europeană în privința asistenței macrofinanciare, pachetul Omnibus. Erau câteva condiționalități, una dintre care este marcarea cu timbre de acciz speciale a produselor accizate care merg în Transnistria, pe malul stâng al Nistrului. Vreau să vă întreb dacă se regăsește până la final această inițiativă, această propunere și dacă da, de când? Stimate domn prim-ministru, această propunere se regăsește în proiectul care l-am prezentat astăzi. În acest proiect se regăsește introducerea timbrelor de consum speciale pentru băuturile alcoolice și produsele din tutun care sunt direcționate importului spre regiunea transnistreană. Reieșind din faptul că la moment suntem deja practic la finele anului 2020, proiectul de lege încă nu a trecut Parlamentul, deci după ce este, sper că, votat și aprobat de către Parlament, Ministerul Finanțelor urmează să aprobe designul acestor timbre de consum, ulterior urmează să fie încheiate contractele corespunzătoare cu tipografiile specializate care urmează să tipărească aceste timbre speciale și după aceasta aceste timbre urmează să fie repartizate agenților economici, care iarăși la rândul său urmează să le exporte pentru a fi aplicat în procesul de producere a produselor alcoolice și de tutun, nemijlocit la producătorul acestor produse. Și după aceasta deja urmează să fie importate în direcția transnistreană. Respectiv, reieșind din aceste aranjamente logistice pe care trebuie să-l trecem cu toții, deci este propunerea să venim cu propunerea în acest proiect ca această normă să înceapă să fie aplicată de asemenea de la 1 mai 2021. Vă mulțumesc. Deci aici momente tehnice legate de aplicarea acestei prevederi. Este necesar de pregătit acele timbre, de organizat toată logistica. Deci se propune 1 mai, deși ne dorim mai devreme. Următoarea întrebare sau bloc de întrebări ține de taxele locale. Ați văzut că sunt diferite interpretări, eu chiar aș spune speculații, referitor la inițiativa noastră, inspirată din discuțiile cu business-ul, de a plafona taxele locale. Dumneavoastră ați scos în evidență ce măsuri sau propuneri oferim noi pentru a invers, de a da mai multă autonomie, mai multe posibilități pentru completarea bugeturilor locale. Totuși avem, dacă se mai regăsește sau nu, acea propunere de plafonare. Prima întrebare și a doua întrebare, eu știu că la o etapă oarecare noi discutam despre excluderea unor taxe locale. Dacă mergem mai departe cu aceasta sau nu? Stimate domn prim-ministru, în proiect se regăsesc acele propuneri de plafonare taxelor locale. Ele sunt reflectate în acest proiect, dar nu la toate taxele locale. Deci noi venim cu propunerea ca această plafonare de taxe locale să fie aplicată în raport cu taxele locale ce urmează să fie achitate de către mediul de afaceri. Deci pentru mediul de afaceri, aceste mărime maximă a taxelor locale să fie plafonată. În partea ce ține de excluderea anumitor taxe locale, până la urmă, după discuțiile și cu autoritățile publice locale, Ministerul Finanțelor
vine cu propunerea de a păstra intactă lista de taxe locale care se aplică la ziua de astăzi. Deci nu excludem taxe locale, după cum a fost discuția cu mediul de afaceri la o etapă oarecare. Deci este un rezultat al compromisului cu autoritățile publice locale. Da, așa este, domn prim-ministru. Mulțumesc. La capitolul importuri de automobile, autoturisme, dacă e posibil, mai detaliat, domnul viceprim-ministru, scoatem prohibiția, dar în ce condiții? Pentru că am văzut în spațiu public mai multe îngrijorări în privința mediului și care consecințe ar avea această măsură. Dacă e posibil să-mi spuneți, ați examinat, ați discutat și ce măsuri de asigurare că nu vom fi în situația când să devenim sau să continuăm să devenim o platformă de colectare a rablelor din Uniunea Europeană sau din alte țări. Stimate domn prim-ministru, stimați colegi, conform proiectului care este expus astăzi examinării, deci se propune ca să fie exclusă noțiunea de prohibiție la importul de mijloace de transport. Dar totodată, începând cu o vârstă anumită către mijloacele de transport, care posibil vor fi importate în Republica Moldova, urmează să fie aplicate un acciz în mărime progresivă față de mărimea accizului standard care este aplicată la ziua de astăzi față de unitățile de transport importate. Astfel, dacă actualmente prohibiția la importul și înregistrarea în Republica Moldova a mijloacelor de transport de tip autoturism este de 10 ani, deci se propune ca această prohibiție să fie eliminată, însă, începând cu vârsta de 7 ani, față de mijloacele de transport importate, care au vârsta de peste 7 ani, să fie aplicat acciza progresivă la importul acestui unități de transport. Și această progresie se aplică gradual până la momentul când vârsta autoturismului depășește 20 de ani. După 20 de ani deja se aplică mărimea maximă a accizei, care deja se aplică indiferent de vârsta de după 20 de ani. Dar creșterea graduală în progresie a accizii generează situația când orice persoană ar fi în drept să importe acest mijloc de transport, dar cu niște costuri suplimentare considerabile. Costurile se estimează dacă autoturismul este de vârsta de peste 15 ani, costul la import unui astfel de mijloc de transport poate ajunge și până la 10.000 de euro, dacă să vorbim în euro, pentru unitatea de transport cu un motor de până la 2.500 de centimetri cubi. Mulțumesc. Deci, de fapt, mărimea acestor accize descurajează sau lipsește de raționament economic importul lor, dar în cazul când cineva, zicem, dorește până la urmă să facă acest lucru, va contribui mai mult la bugetul de stat. Deci noi nu ne așteptăm la o creștere a importului masiv de autoturisme vechi, dar totodată oferim posibilitatea celor care nu le-au înregistrat încă, care circulă pe traseele naționale încă cu numere de aceste de matriculare străini să poată face acest lucru. Următorul subiect, domn viceprim-ministru, că am văzut speculații la prima etapă, spuneți, rog, și cu dividendele astea, că ați spus că se scutiesc de plata impozitului pe dividende pentru persoanele juridice. Ați putea să aduceți o claritate mai mare aici? Am văzut diferite învinuiri referitor la scutirea, nu știu cui, de plata dividendelor, dacă e posibil. Stimate domnule prim-ministru, deci până la moment în legislația Republicii Moldova se aplică o normă care de fapt generează o dublă impozitare. Deci la moment veniturile orice companie se impozitează cu cota de 12% și ulterior această companie ar fi în drept să-și utilizeze mijloacele pentru repartizarea dividendelor. Deci la moment este prevăzut că repartizarea dividendelor, indiferent în folosul cui se face, sau persoană juridică, sau persoană fizică ca beneficiar final, urmează să fie taxată cu 6% impozitul pe venit. Respectiv, suntem în situația în care, când un agent economic este fondator la alt agent economic, dividendele achitate de agentul economic care plătește dividende se taxează cu 6%, iar
agentul economic care primește aceste dividende, ulterior folosindu-le pentru repartizarea dividendelor deja pentru proprii acționari, iarăși urmează să le taxeze cu 6%. Și această taxare poate fi aplicată pe lanț ori de câte ori aceste dividende se achită de la o companie la alta. Considerăm că o atare abordare nu este corectă, este corect ca impozitarea dividendelor finală să fie aplicată doar în cazurile când dividendele se achită în folosul beneficiarului persoană fizică. Deci atunci această cotă de 6% se aplică. Iar în cazul când dividendele se achită între agenții economici, acest impozit pe venit în mărime de 6% să nu fie achitat. Excepție fiind cazurile când dividendele se achită unor nerezidenți. În acele cazuri se aplică convențiile internaționale și dividendele sunt taxate. Vă mulțumesc. Deci este vorba de evitarea dublei impuneri. Iar atunci când totuși persoana fizică primește dividende, atunci vor fi impozitate cu 6%, așa cum trebuie să fie. Eu să continui cu întrebările domnului vicepreministru, doar pentru a evita pe viitor speculații. Ați pomenit ceva despre ecologie, despre modificarea mecanismului taxei ecologică. Dacă e posibil, tot așa, mai detaliat, ce se schimbă ca abordare? Stimate domn prim-ministru, deci în proiectul de lege care este propus astăzi, se propune să fie instituit un mecanism de subvenționare pentru agenții subvenționare din bugetul de stat pentru agenții economici care prelucrează ambalajele, deșeurile din ambalaje, care este cu regret împânzit țara noastră. Deci în acest sens se propune ca guvernul să aibă competența de aprobare cu hotărârii de guvern corespunzătoare, prin care să fie instituit modalitatea, mecanismul și mărimea subvențiilor acordate agenților economici care prelucrează deșeurile din ambalaje. Și prin acest sens să stimulăm această activitate ca să devină mai atractivă pentru acei operatori care valorifică aceste ambalaje prin colectarea lor pe teritoriul țării și procesare. Mulțumesc, cred că e clar și aici. Următoarea întrebare ține de impozitul pe venitul persoanelor juridice. Noi cât acumulăm anual, dacă luăm anul 2019, cât am acumulat de la acest impozit? Nu am cifra exactă lângă mine, dar în jur de 5 miliarde. În jur de 5 miliarde. Eu am auzit o propunere să instituim cota zero pentru impozitul pe venitul persoanelor juridice pentru anul viitor. Eu așa înțeleg că o asemenea propunere în condițiile când din acest impozit avem 5,5, dacă nu mă greșesc eu, miliarde de lei anual, nu prea poate fi susținut, dacă înțeleg corect. Stimate domn prim-ministru, așa practic s-a aplicat în anii 2007-2011, dar această perioadă a fost marcată de o creștere economică robustă în Republica Moldova, cu excepția anul 2009, anul de criză, când a fost criză financiară. Dar în condițiile anului curent și exercițiul bugetar pentru anul 2021, noi nu vedem posibilitate de a aplica o astfel de modalitate de politici fiscale, cu toate că este o idee interesantă, dar poate să fie aplicată, dar cred că trebuie să o calculăm foarte bine și să vedem cu ce echilibrăm bugetul, în cazul în care ne refuzăm de venituri de circa 5 miliarde de lei. Vă mulțumesc. Și ultima întrebare, dar de fapt propunere. Dumneavoastră ați început prezentarea prin ceva reglementări în circulația numerarului. Dacă puteți să ne spuneți mai detaliat, eu aș vrea să discutăm un pic la această propunere. Stimate domn prim-ministru, sunt câteva reglementări acolo. Deci prima este că persoanele fizice, deci agenții economici au posibilitatea de a vinde contra cash persoanelor fizice bunuri și servicii în sumă ce nu depășesc 100.000 de lei per tranzacție. Totodată între agenții economici se propune să fie tranzacții nu mai mari de 10.000 de lei. O clipă vă rog să găsesc în proiect exact cum scrie. Deci se stabilește următoarea propunere, că agenții economici au dreptul să facă tranzacții în numerar între agenții economici în sume ce nu depășesc 10.000 de lei per fiecare tranzacție,
dar nu mai mult de 100.000 de lei lunar. 2. Să încaseze de la cetățeni plăți în numerar în limita a 100.000 lei per fiecare tranzacție de bunuri și servicii prestate. Mulțumesc, mă refeream la partea a doua, relațiile dintre persoane juridice și persoane fizice. Deci se stabilește o limită de 100.000 de lei achitare numerar către agenții economice. Da? Per tranzacție, per tranzacție. Da, eu aș vrea aici să auzim și opinia Ministerului Economiei, altor colegi. Mie îmi pare că noi cumva prin această măsură, atâta timp cât nu sunt reglementate comisioanele în sistemul bancar și unitățile de financiare, cumva mărim și costurile, dar cumva și orientăm potențialii cumpărători, eu știu, persoane fizice spre un alt fel de piață, alt fel de economie. Ce opinie? Ce credeți dumneavoastră? Noi discutasem la o etapă ca și comisioanele în sistemul bancar pentru, zicem, procesarea numerarului și acestor tranzacții cumva să fie reglementate. Eu nu am văzut până când acest lucru de la Banca Națională. Riscăm să, creând astfel de constrângeri pentru persoanele fizice și juridice, să venim cu costuri suplimentare pentru business. Stimate domnule prim-ministru, într-adevăr, dacă îmi permiteți o intervenție scurtă, au fost discutate de mai multe ori această propunere, mai mult ca atât au fost discutate și în cadrul proiectului sau inițiativelor legate cu e-commerce și, într-adevăr, una din neajunsurile sistemului existent erau identificate ca aceste comisioane destul de înalte comparativ cu alte țări, cu țările vicine, diferența este cu un procent și mai mult pentru plățile bancare. Au participat în mai multe ședințe, inclusiv și reprezentanții băncii naționale. Înțelegem că Banca Națională la moment desfășoară un concurs pentru servicii de consultanță, pentru a lucra în această direcție și este o presiune inclusiv din partea regulatorului pentru a micșora aceste comisioane. Mai mult ca atât, mergem și din alt punct de vedere cu plățile nebancare, virtuale, așa numite cu fintech. Tot este o propunere, clar că noi suntem numai la începutul căilei, deoarece sunt foarte multe întrebări tehnice, începând de la tipul de soft care urmează să fie selectat și sistem. Dar se lucrează foarte mult în această direcție și sperăm că aceste, dintr-o parte, măsuri care au spus și domnul viceprim-ministru pentru a diminua plățile în numerar, dar din altă parte, dacă noi prezentăm și instrumente mai sofisticate pentru e-commerce și tot ce ține plățile online, sperăm că sincronizăm aceste ambele procese și poate de atins și diminuat riscurile, în primul rând, plățile se duc undeva în partea tenebră. Mulțumesc. Alte opinii la această propunere? Eu consider că ar fi bine, după cum spune domnul ministru Satăi, să sincronizăm acest lucru, exact cum am vorbit cu măsura aceea de diminuare a plafonului pentru colete, pentru timbre de acciz, atunci când comisioanele în sectorul bancar o să fie reglementate, când o să fie mai, zicem, implementate instrumentele care spune domnul ministru Usatăi, când comisionul pentru plata cu card o să fie cu mult mai mic, nu așa cum plătim cel mai mult decât toți noi și tot așa mai departe, atunci să introducem această sistemă. Poate punem data de începând cu 1 mai, dar până atunci trebuie să urmeze 1, 2, 3, 4. Domnule prim-ministru, ce opinie aveți dumneavoastră? Stimate domn prim-ministru, susțin această propunere. Mulțumesc. Deci limitarea achitărilor numerar de către persoanele fizice, către persoanele juridice, până la 100.000 de lei, începând cu 1 mai. Până atunci, domnul ministru Satăi, vă rog, în conlucrare cu colegii de la Banca Națională și alte instituții, să asigurăm că comisioanele și această măsură noastră de limitare nu sporește, eu știu, costurile pentru tranzacțiile economice. Stimați colegi, cam astea au fost întrebările mele. Dacă pe parcurs dumneavoastră ați identificat încă vreo neclaritate sau vreo întrebare, aveți posibilitatea să înaintați. Dacă nu, eu încă o dată vreau să mulțumesc tuturor celor care au participat la elaborarea acestui proiect și, bineînțeles, în final, colegilor de la Ministerul Finanțelor, care în condiții foarte, foarte vitrici de lucru în acest an, au reușit nu doar să elaboreze acest proiect, dar și să-l consulte
așa ca niciodată și să o prezinte spre examinare la ședința de astăzi a Guvernului. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să susținem acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc foarte mult. Subiectul numărul 3. Privind aprobarea proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2021, domnul viceprim-ministru, ministru al finanțelor, Serghei Pușcuță, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii guvernului, se prezintă spre examinare și aprobare proiectului de hotărâre de guvern privind aprobarea proiectului legii bugetului de stat pe anul 2021. Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2021 este elaborat conform cadrului legal și altor acte normative care reglementează aspecte bugetar fiscale. La baza proiectului de lege au stat prognoza indicatorilor macroeconomici pe anul 2021, actualizată și prezentată de Ministerul Economiei și Infrastructurii și prevederile politicii fiscale și vamale pe anul 2021. Totodată, proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2021 este elaborat luând în considerație impactul fără precedent a pandemiei COVID-19 și calamităților naturale din anul 2020 asupra economiei naționale. Proiectul legii bugetului pe anul 2020 este pe anul 2021 este fundamentat pe o creștere economică de 4,7%, nivelul inflației de 2,7%, o majorare a exporturilor de 12,6%, a importurilor de 14,3%, creșterii salariului mediu pe economie cu 10,3%. Anul 2021 se așteaptă a fi un an de recuperare a pierderilor suportate în anul 2020. Totodată, reperii pentru proiectul legii bugetului de stat au servit prioritățile de politici publice și programul de activitate a guvernului și prevederile acordurilor de finanțare cu partenerii de dezvoltare. Principalii parametri ai bugetului public național sunt veniturile bugetului public național în sumă de 66,9 miliarde lei, ceea ce este cu 6 miliarde lei sau cu 9,8% mai mult față de estimările precizate pentru anul 2020. Ca pondere în PIB, veniturile bugetului public național vor constitui 30,2%. Cheltuielile bugetului public național se estimează în anul 2021 în sumă de 81,3 miliarde lei, ceea ce este cu o creștere de 4 miliarde lei sau cu 5,1% față de estimările precizate pentru anul 2020. Raportate către produsul intern brut, cheltuielile bugetului public național vor constitui 36,7%. Soldul, deficitul bugetului public național pentru anul 2021 se estimează în sumă de 14,4 miliarde lei sau 6,5% din produsul intern brut față de cele 8% din produsul intern brut care sunt estimate pentru anul 2020. Consolidarea poziției bugetar-fiscale și gestionarea responsabilă a finanțelor publice continuă să fie obiectivul principal al activității guvernului și pentru anul 2021. Implementarea strategiei generale și a principiilor inițiativei de politici ca răspuns la pandemia COVID-19 necesită mobilizarea de resurse semnificative, inclusiv financiare, iar guvernul se angajează să ofere fonduri de la bugetul public național sub formă de cheltuieli directe și alte operațiuni de susținere. Printre principalele măsuri de politici care s-au regăsit în proiectul bugetului de stat pentru anul 2021 se pot evidenția următoarele. În domeniul susținerii mediului de afaceri, subvenționarea locurilor de muncă, alocarea 200 de milioane lei, subvenționarea dobânzilor la credite contractate de la băncile comerciale de către agenții economici, 30 milioane lei, acordarea creditelor în condiții preferențiale întreprinderilor mici și mijlocii prin intermediul băncilor comerciale, 413 milioane lei, rambursarea taxei pe valoare adăugată în contul achitării impozitelor salariale pentru agenții economici din agricultură care au suferit în urma calamităților naturale până la 30 septembrie 2021. În domeniul politicii salarizării se propune creșterea graduală și egalarea unor valori de referință utilizate la calcularea salariilor angajaților din sectorul bugetar, precum și ajustarea prevederilor legii 270 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și altor acte normative. Astfel, valoarea de referință generală care se aplică pentru calcularea salariilor a peste 80.000 unități de personal angajați în sectorul bugetar, se va majora de la 1.650 la 1.700 lei.
Continuarea politicii de susținere a personalului medical rămâne fi o prioritate pentru guvern. Astfel, se propune ca, începând cu 1 ianuarie 2021, să fie majorate salariile pentru personalul medical cu 30%. În domeniul ocrutirii sănătății, suplimentar majorării remunerării lucrătorilor medicali, se propune continuarea dotării spitalelor cu echipamente medicale, continuarea susținerii spitalelor în contextul combaterii pandemiei COVID, implementarea programelor naționale de specialitate. În domeniul politicilor sociale sunt prevăzute mai multe măsuri care vizează majorarea unor indemnizații și alocații pentru categoriile de personal vulnerabile și care sunt descrise mai detaliat în proiectul de buget a asigurărilor sociale de stat, care va fi prezentat în continuare. Aceste și mai multe măsuri se regăsesc în proiectele bugetului de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, fondurilor obligatorii de asistență medicală pentru anul 2021. În continuare se prezintă principalii parametri ai bugetului de stat pentru anul 2021. Veniturile bugetului de stat se propun a fi de 41,4 miliarde lei, înregistrând o creștere cu 4,2 miliarde lei sau cu 11,3% față de bugetul de stat precizat pentru anul 2020. Creșterea veniturilor bugetului de stat se datorează practic creșterii preconizate din impozite și taxe. Întrările de granturi și alte venituri ale bugetului de stat vor însuma a câte 1,1 miliarde lei și 2,1 miliarde lei respectiv, fiind în creștere cu circa 19 și 3,7% corespunzător față de nivelul anului 2020. Ca pondere în suma totală a veniturilor bugetului de stat, aceste tipuri de venituri vor constitui 2,7 și 5% corespunzător. Cheltuielile bugetului de stat constituie 55,4 miliarde lei, înregistrând o creștere cu 2,2 miliarde lei sau cu 4,1% față de bugetul de stat precizat pentru anul 2020. Din suma totală a cheltuielilor bugetului de stat pentru anul 2021, 53% reprezintă transferuri către alte bugete, bugetul asigurării sociale de stat, fondurile de asigurări obligatorii de asistență medicală, dar și autoritățile publice locale. Suma totală a transferurilor constituie 29,4 miliarde lei. 47% din cheltuielile bugetului de stat sunt cheltuieli pentru implementarea programelor în anul 2021, nemijlocit prin intermediul autorităților publice centrale. Cheltuielile destinate implementării proiectelor finanțate din surse externe vor constitui în anul 2021 circa 3 miliarde lei, reprezentând 5,4% din cheltuielile totale ale bugetului de stat. În anul 2021 vor derula circa 81 de proiecte finanțate din surse externe, din care cele mai importante sunt proiectele de susținere a programului în sectorul drumurilor, 819 milioane lei, proiectul reabilitare a drumurilor locale, 334 milioane lei, proiectul reforma de educație în Moldova, 159 milioane lei, proiectul răspuns de urgență la COVID-19, 191 milioane lei, proiectul suport de urgență pentru diminuarea consecințelor pandemiei coronavirus, 625 milioane lei, din care acordarea creditelor prin bănci comerciale la condiții preferențiale, 413 milioane lei, și consolidarea spitalelor, inclusiv dotarea cu utilaj medical, 212 milioane lei. Proiectul construcției penitenciarului din Chișinău, 73 milioane lei. Proiectul îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală, 71 milioane lei. Pe lângă aceasta, în proiectul de buget pe anul 2021 se prevede asigurarea financiară a programelor actuale de cheltuieli precum fondul rutier, 2 miliarde 490 milioane lei și este format din 1 miliard 532 milioane lei pentru reparația și întreținerea drumurilor naționale și 958 milioane lei pentru întreținerea drumurilor locale. Aceste sume, 958 milioane lei, vor fi transferate către bugetele locale de nivelul 1 și 2. Programul de reparație a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor se propune a fi continuat acest program, așa numit program Drumuri Bune, și prin aceste scopuri se propune a fi alocate 900 milioane lei. Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural se propune a fi stabilit în sumă de 1,1 miliarde lei. Fondul Ecologic Național se propune a fi în sumă de 500 milioane lei, ceea ce este cu 200 milioane lei mai mult decât suma precizată pentru anul 2020.
Fondul Național de Dezvoltare Regională se propune fi în sumă de 220 milioane lei. Fondul Viei și Vinului 44 milioane lei. Fondul de Eficiență Energetică 30 milioane lei. Per total, cheltuieli capitale se propun a fi aprobate în sumă de 5,3 miliarde lei, ceea ce este cu 381 milioane lei mai mult comparativ cu anul 2020 precizat. Din care investiții capitale se propun a fi 1,6 miliarde lei, ceea ce este cu 50 de milioane lei mai mult comparativ cu anul 2020. Drept urmare, deficitul bugetului de stat preconizat pentru anul 2021 se propune a fi de 14 miliarde lei, inclusiv pe componenta de bază 11,7 miliarde lei, ceea ce este 83,5% din deficitul bugetului de stat, și din proiecte finanțate din surse externe 2,3 miliarde lei, ceea ce constituie 16,5% din deficitul bugetului de stat. Principalele surse de finanțare a deficitului bugetului de stat sunt sursele externe, intrări nete din împrumuturi externe pentru suport bugetar și implementarea proiectelor finanțate din surse externe. Aici mă refer și la finanțările din partea Uniunii Europene, și la finanțările din partea Fondului Monetar și Băncii Mondiale, dar și din surse interne, ceea ce include în sine emisiunea de valori imobiliare de stat, venituri din vânzări, din privatizarea patrimoniului public, dar și recuperarea mijloacelor financiare din frauda bancară. Datoria de stat la data de 31 decembrie 2021 se estimează a fi în sumă de 84,9 miliarde lei. Ponderea datoriei de stat în produsul intern brut la sfârșitul anului 2021 nu va depăși 38,3%, ceea ce este cu 4,6 puncte procentuale mai mult față de valoarea precizate în bugetul de stat pentru anul 2020. În aceste condiții și parametri care au fost expuși, stimați colegi, propun aprobarea proiectului hotărârii Guvernului despre aprobarea proiectului legii bugetului de stat pe anul 2021. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi, mai multe cifre, mai multe priorități. Vreau să vă rog să vă expuneți dacă sunt careva întrebări, propuneri, inclusiv care sunt ancorate în domeniile de responsabilitate a fiecăruia dintre dumneavoastră, dacă Ministerul Finanțelor a fost cooperant cu dumneavoastră, v-a alocat pentru anul viitor tot ce ați cerut, poate ceva și mai mult. Vă rog. Aici mulțumim, nu prea aud. Da, vă rog, domnul ministru Sate. În primul rând, am vrut să mulțumesc echipei Ministerului Finanțelor pentru această colaborare care noi am avut. Într-adevăr, poate pe alocuri solicitările pentru subvenții și cofinanțarea proiectelor au fost mai mari decât au fost aprobate, dar noi înțelegem care sunt parametrii bugetului și toate cifrele care au fost absolut necesare pentru noi și prioritate, în primul rând pentru susținere pentru întreprinderi, pentru antreprenori, întreprinderi mici și mijlocii, pentru crearea locurilor de muncă, creditarea preferențială. Aceste cifre se regăsesc în buget de stat, pentru care vă mulțumim și nu numai Ministerul Economiei, dar în primul rând sper că toate RAMRA. Și din nou, noi, cum și-am fost promis, tot ce ține de investiții în infrastructură, încă o dată au fost repetate aceste cifre. Noi vedem că în experiența din alte state, și aici ne referim la statele, țările Baltice, unde investiții în infrastructură, ca tare, la noi se regăsesc ca prioritate în planul anticriză, deoarece noi cunoaștem toți că efecte secundare sau indirecte a acestor investiții în ramuri conexii, multiplicatorul este de la 6 până la 9, de 9 ori mai mult efecte scontate care pentru toată economia țării. Și de atât de mai multe ori, inclusiv cu în discuții cu alți parteneri de dezvoltare, a fost susținută această idee de a păstra investiții în infrastructură. Și aici referim nu numai la infrastructura drumurilor, unde în mare majoritate au fost continuăm toate proiectele, am auzit cifrele și pentru aprovizionarea apă și canalizarea sanitației, pentru fondul de dezvoltare regională, aici poate mai mult să expune domnul Pierjou. În linii generale, nu în general. În final, am vrut să mulțumesc încă o dată. Într-adevăr, nu era exercițiu simplu. Noi toți înțelegem cum s-a muncit și cum a fost totuși adus la final acest proiect. Sperăm că va fi adus la final săptămâna asta în Parlament. Vă mulțumesc încă o dată și felicitări echipei Ministerului Finanțelor.
Vă mulțumesc, domnule ministru economiei, inclusiv pentru munca care ați depus-o pentru prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anul viitor, că în baza acestor indicatori, agreați cu FMI, ceea ce e important, s-a elaborat bugetul pentru anul viitor. Vă mulțumesc, stimați colegi, vă rog dacă sunt alte intervenții. Agricultura, dacă măcar anul ăsta e satisfăcută pentru ceea ce se alocă. Domnul ministru. Da, mulțumesc, domnule prim-ministru. Într-adevăr, Fondul Național pentru Dezvoltarea Agriculturii este în creștere la 1.100.000.000. Nu, agricultura este domeniul care asimilează din an în an tot mai mult. Cunoaștem că agricultura are nevoie de investiții. Desigur că fondul este mai mare, dar și datoriile pentru anul 2020 la fel vor rămâne. Sperăm foarte mult ca mijloace financiare care sunt oferite pentru investiții prin intermediul fondului, într-adevăr, să fie utilizate la maxim eficiente, în special pentru investiții. Cunoașteți că a fost aprobat și regulamentul, în special ce ține de plățile directe pe cap de animal. Considerăm foarte mult că aceasta va duce în special la dezvoltarea sectorului zootehnic, care este și o bază de dezvoltare a întregii agriculturi. Dar mersi foarte mult pentru celelalte fonduri, Fondul de Dezvoltare Regională și Fondul Ecologic Național, care au un suport în special pentru dezvoltarea rurală a țării și pentru dezvoltarea întregii societăți. Pentru că este infrastructura, toți înțeleg, infrastructura este baza dezvoltării economice. Deci mersi foarte mult pentru mijloace financiare oferite. Contează foarte mult ca asimilarea acestor mijloace să fie cu eficiența cât mai ridicată. Atât. Vă mulțumesc. Mulțumesc, într-adevăr, contează foarte mult că acest efort al societății, pentru că societatea plătește unei ramuri economice, agricultura e ramură economică, nu este o ramură care trebuie să trăiască pe donații. Deci acest efort trebuie să găsească randamentul, trebuie să fie eficient. Deci eu, după cum am mai vorbit, vă rog, revedeți regulamentul de subvenționare în agricultură. Banii poporului trebuie să ducă pentru dezvoltarea agriculturii. Nu am siguranța că tot timpul așa se întâmplă. De ce, vă rog? Și inclusiv nu uitați de ceea ce vă spun de fiecare dată. Păstrarea patrimoniului, care este solurile, trebuie să fie prioritatea a politicii noastre în domeniul subvenționării. Deci noi nu avem grijă de solurile noastre. Exploatăm un câmp cu floarea soarelui până ce nu mai rămâne nimic viu acolo. Deci atât subvenționarea trebuie să considere asolamentul, alte lucruri. De asemenea, am vorbit despre susținerea producătorilor autohtoni, inclusiv a producătorilor de tehnică, deci trebuie de gândit aici cum trebuie de susținut și tot așa mai departe. Deci, în general, pentru doar aceste trei programe, fonduri mari care merg la Ministerul Agriculturii, dacă înțeleg eu corect, 1.200.000.000 agricultură, 500.000.000 fondul ecologic național și 220 fondul de dezvoltare regională. Da? Aproape 2.000.000.000 merg la Ministerul care îl conduceți dumneavoastră, domnul Perjan. Într-adevăr, așa este, domn prim-ministru, cât ține de agricultură, condițiile climaterice care le avem în această toamnă și suportul care a fost din partea guvernului, 324.000.000.000, care au fost acordate până acum, în special pentru lucrările de toamnă, care este un deziderat pentru asigurarea securității alimentare a țării, ne dă încă o dată perceperea că vom avea un an agricol bun și contăm pe faptul că și agricultura va avea un aport mai mare și pentru suplinirea bugetului de stat. Mulțumesc. În paralel, vreau să faceți, să finalizați acea analiză pe care v-am rugat să o faceți în privința alocării banilor din subvenții unor agenții economici, pentru că noi avem vreo câțiva care i-am văzut vara trecută blocând traseele, care la fiecare leu plătit în buget primește înapoi 3 sau 4 de-a rândul mai multor ani. În decursul mai multor ani, vă rog să avem această analiză și să tragem concluzii și din aceasta. Pentru că, repet, bugetul de stat nu este binefacere pentru ramuri economice. Este locul unde se acumulează banii strânși de la oameni. Deci atunci când îi dăm cuiva care primește de 4 ori mai mult decât contribuie, nu e chiar corect și nu e chiar echitabil. Domnul prim-ministru, țin să menționez că analiza e spre finalizare. De rând cu aceasta mergem cu unele propuneri pentru
ajustarea legii cu privire la principiile subvenționării conform acelor principii pe care dumneavoastră le-ați spus, dar și regulamentul cu privire la subvenționare pentru 2021. Mulțumesc. De agricultură am vorbit, de cultură, doamna ministru Pogolșa, ce spuneți, ce avem ca anul viitor? Stimați domnule prim-ministru, stimați colegi, Ministerul Finanțelor a ținut cont de toate propunerile făcute de către Ministerul Educației, Cercetării și Culturii. În deosebire și propunerile suplimentare au fost ținut cont de ele, de ce mulțumim mult pentru colaborare. Mulțumesc, doamna ministru. Eu cred că nu chiar de toate a ținut Ministerul Finanțelor, dar dumneavoastră ieșiți din realități și posibilitățile care sunt. Într-adevăr, am alocat și pentru cultură în măsura posibilităților și pentru sport. Chiar sunt și niște obiective care trebuie finalizate, s-au alocat. Colegi, dacă sunt alte întrebări, vă rog, dacă nu, o să încerc să vin și eu cu câteva concretizări și încep cu ceea ce a spus domnul ministru Usată, importanța menținerii investițiilor în infrastructură, care este unul din cele mai eficiente instrumente anticriză care sunt utilizate peste tot și care sunt recomandate de FMI, nu doar de FMI, dar care sunt așa de ușor de înțeles, chiar dacă ești student la anul întâi la ASEM. Reieșind din acel coeficient multiplicator, efect multiplicator, care a spus și domnul Usată. Deci la drumuri, în primul rând. Am înțeles fondul rutier pentru total, pentru anul 2021, ceva aproape 2,5 miliarde. Din aceste 2,5 miliarde, 960 milioane merg la autoritățile publice locale de nivelul 2 și 1. Da? Așa este, domnul prim-ministru. Și suplimentar la aceste autorități mai merg încă 900 de milioane ca efect, că repartizarea se face de la bugetul de stat prin programul respectiv, dar tot merg la autoritățile publice locale. Deci, în general, este vorba de doar pentru drumuri de 1 miliard 860 ar merge nemijlocit la autoritățile publice locale. Da, 1 miliard 532 la nivel de Ministerul Economiei se valorifică și 1 miliard 860 la nivel de autorități locale. Și asta este în afară de proiectele naționale pe care le implementăm din surse externe, cum ar fi Banca Mondială, BIRD și tot așa mai departe. Exact. Aceasta e în afară de proiectele finanțate din surse externe. Mulțumesc. Domnul ministru Sate, aici noi vorbeam despre proiectele cele, acordurile cu BIRD, BI, în privința sectoarelor noi de reconstrucție, de exemplu, Criva Belt. La ce etapă suntem și dacă sunt incluse sau nu în buget, ca să înțelegem situația? Prima parte este inclusă în buget. Noi am propus în CBTM în proces să fie inclusă prima parte, deoarece noi înțelegem că procesul de licitație și achiziție, aici putem conta numai printr-o primă plată în avans, undeva în toamna anului viitor. Noi finalizăm sau continuăm negocierile cu Banca Europeană de Investiții, cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru această finanțare suplimentară. Este, aici este dimensionat și traseul, cum ați menționat și dumneavoastră, Belt-Scriva și primele încă două tronsoane pe drum de ocolire a municipiului Chișinău și alte sectoare care au fost, care fac parte din rețeaua principală a drumurilor și mai mult ca atât formează și rețeaua transeuropeană și anumită rețeaua TNT. Se așteaptă luna decembrie, luna ianuarie, deja comunicare mai strânsă și pregătire deja pentru bordul băncilor, deoarece din partea noastră noi am prezentat absolut toată informația care a fost solicitată de către parteneri, inclusiv studiile de mediu. Asta ultima întrebare și aici mulțumesc domnului Pierșu și ministerul pe care îl conduce, de că urgent a fost prezentată această informație absolut necesară. Noi am avut ultima rundă de schimb de opinii pe data de 26 noiembrie, săptămâna trecută, joi. Și mergem, sper că cu viteză destul de bună. Mai mult ca atât, astăzi noi ne-am adresat către Ministerul Finanțelor cu solicitare suplimentară din partea Ministerului Finanțelor către Banca Mondială pentru încă suplimentară 100 de milioane de dolari pentru drumurile, reabilitarea drumurilor regionale și locale, deoarece cunoașteți că toate banile care din proiectul existent, ultimele contracte au fost semnate în luna octombrie și asta ne-a dat posibilitatea să ne avansăm și să solicităm finanțarea suplimentară.
334 de milioane care sunt preconizate în buget de stat pentru anul viitor pentru proiectul așa numit îmbunătățirea drumurilor locale cu finanțare din Banca Mondială. Noi deja aici ținem cont și cu din creditul nou primele debursări. Vă mulțumesc, domnul ministru. Deci, construcția, reparația drumurilor este o prioritate nu doar declarativă, dar după cum vedeți și sub aspect de alocare a banilor publici pentru acest lucru. Alt subiect important care foarte mult interesează, bineînțeles, oamenii, societatea, este majorările de salariu. Da, dumneavoastră ați spus despre valorile de referință, despre categorie, totuși, care este costul sau ce sume vor fi alocate în 2021 pentru majorări de salariu? Ați venit cu o cifră în privința medicilor, da, din sistemul medical, îmi pare chiar a lovit apă 1,84 miliarde costă majorarea din 1 ianuarie plus aceea din 1 septembrie pe care am efectuat-o deja. Cât în general crește factura pe salariu wage bill, așa cum spunem noi la acest capitol, dacă aveți datele, domnul viceprim-ministru. Stimate prim-ministru, le-am. Deci, în anul 2020, preconizăm la cheltuieli de personal ca sumele total finanțate să fie de 22 miliarde lei. Aici se include inclusiv și personalul medical. Deci, sunt toate cheltuielile de personal la bugetul public național, dar și cele care sunt achitate prin intermediul companiei naționale de asigurări în medicină. Pentru anul 2021, această cifră se preconizează a fi în sumă de 25,3 miliarde lei, o creștere de 15,2%, iar în sumă absolută creșterea este de 3,3 miliarde lei. Mulțumesc. Deci în condițiile unei inflații foarte, foarte mici pe care o așteptăm acest an, deci pentru 2021 creșterea fondului de salariu va fi în jur de 15%, dacă am reținut eu corect, iar în valoare absolută 3,3 miliarde de lei. Deci majorăm salariile nu doar pentru medicină, dar și pentru alte sectoare, bineînțeles educația în primul rând, că avem cele mai multe unități acolo, cultură și alte, ordinea publică și alte domenii. Aici, mai departe, aș vrea despre indicatori așa mai delicați, deficit, surse de finanțare. Ați spus că planificăm pentru anul viitor un deficit bugetar la nivel de 6,5%, așa înțeleg. Pentru așa este, domnul prim-ministru. Așa. Totuși, pentru anul 2020, eu știu că noi am, la ultima rectificare, am inclus 8%. Din executare pe 10 luni deja doar avem raportul pe executare. Până la urmă, cât estimăm noi deficitul pe anul 2020? Reșind din executare pe urmă 10 luni și știind deja ce cheltuiești și ce venituri așteptăm până la sfârșitul anului. Stimate domn prim-ministru, scontăm că deficitul ca pondere în produsul intern brut, clar că depinde și de produsul intern brut care o să fie calculat după finalizarea anului 2020, preconizăm ca deficitul bugetului public național ca pondere să fie de la 5 la 6%. Ca pondere în produsul intern brut, până la 6%. Mulțumesc, de la 5 până la 6, deci ce e cu mult mai puțin decât 8, cum e planificat acum, și în valoare absolută, probabil, nu probabil, cu siguranță va fi cu mult mai mic decât acele 17 care sunt prevăzute. De ce vă întreb acest lucru? Pentru că am auzit datele despre ponderea datoriei anul viitor în produsul intern brut, ați spus că o estimați undeva la 38%, asta reieșind din calculele noastre că pe 2020 va crește foarte mult. Eu așa înțeleg. Exact așa este. Calculele s-au făcut reieșind din atunci când se lucra asupra proiectului bugetului pe anul 2021. Am luat ca bază exercițiul bugetar pe anul 2020 precizat în septembrie prin legea de rectificare corespunzătoare. Deci s-a luat în calcul deficitul de 8% din produsul intern brut pentru anul 2020. Și o creștere a ponderii datoriei în produsul intern brut, în jur de 35, dacă nu greșesc eu acum. Eu cred că executatul o să fie cu mult mai puțin, în jur de 31%, ceea ce înseamnă că exercițiul financiar anul viitor nu va fi cu 38% în ponderea datoriei, depinde de evoluție, bineînțeles, dar va fi cu mult mai mic din datele pe care le avem pe executare la acest moment.
Următorul subiect ține de sursele de acoperire a celui deficit pe care l-ați menționat dumneavoastră. Da, partea principală surse externe, dar eu, după cum am zis, trebuie să ne concentrăm pe sursele interne, mai ales că experiența ultimilor două luni, de când am început să scoatem la vânzare patrimoniul unele active publice, arată că sunt bani enormi în țară. Dacă pentru 70 de ani teren vândut la marginea Ciocanei am putut lua 23 de milioane de lei, vă imaginați cât patrimoniu este și în Chișinău și peste tot. Este important de vândut transparent și de făcut accentul pe sursele interne, în primul rând, că sunt mulți bani care sau active foarte valoroase, care până nu demult erau cumva altfel împărțite. Da? Și cu frauda bancară, sumele care sunt pentru recuperare, dacă puteți încă o dată să spuneți, domnul viceprim-ministru, eu am insistat să fie o sumă mai mare planificată acolo, astfel încât organele care se ocupă cu recuperarea să aibă sarcini, să știe unde, spre ce tind. Stimate domn prim-ministru, în proiectul legii bugetului de stat pe anul 2021, ca sursă de finanțare deficitului, se propune a fi inclusă și recuperarea mijloacelor din fraudă bancară în sumă totală de 1,2 miliarde lei. Vă mulțumesc. Stimați colegi, dacă sunt alte întrebări, vă rog să vă expuneți, la mine lista s-a epuizat, altele sunt mai tehnice, nu le mai ridic aici. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, mulțumesc, am aprobat proiectul legii bugetului de stat, vreau să mulțumesc și aici colegilor din toate instituțiile, dar în primul rând Ministerul Finanțelor pentru munca enormă depusă în procesul de elaborare a acestui proiect. Continuăm mai departe cu bugetele anuale, subiectul numărul 4 cu privire la aprobarea proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021. Rog doamna ministru al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, să prezinte proiectul. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Cabinetului de Ministri, prezint atenție dumneavoastră proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2021. Proiectul în cauză a fost elaborat conform prevederilor legii privind sistemul public de asigurări sociale, legea finanțelor publice și responsabilității bugetare fiscale, precum și alte acte normative din domeniul protecției sociale. Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 a fost estimat la venituri și cheltuieli în sumă de 25.095.092,3 lei și este balansat, ținând cont de mijloacele bugetului de stat, în sumă de 3.191.557,4 lei destinate acoperirii deficitului de mijloace proprii. Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2021 se estimează cu o creștere în sumă de 1.604.076,2 lei sau cu 6,8% în raport cu veniturile aprobate pentru anul 2020. Contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii au fost prognozate în sumă de 15.080.098.000 lei, fiind în creștere cu 1.056.260,9 lei sau 7,5% mai mult față de suma contribuțiilor precizate pentru anul 2020. Transferurile primite în cadrul bugetului public național prognozate pentru anul 2021 au fost incluse în volum de 9.757.694,3 lei și includ transferurile curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat, care au fost estimate pornind de la necesarul de mijloace financiare pentru asigurarea plății unor tipuri de prestații sociale, în special vorbim de asistență socială sau al altor plăți, a căror finanțare conform legislației se efectuează din sursele bugetului de stat, în sumă de 6.566.136,9 lei. Transferurile curente primite cu destinație generală între bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat, care reprezintă necesarul de mijloace financiare pentru acoperirea deficitului bugetar, îl reprezintă în sumă de 3.191.557,4 lei. Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2021, incluse în programul Protecție Socială,
au fost prognozate în sumă de 25 miliarde 95 milioane, 92,3 mii lei sau cu o creștere, după cum am menționat, de 6,8% în raport cu cheltuielile care au fost determinate pentru anul 2020. Astfel, în cadrul acestui program vreau să enunț subprogramele și anume protecția în caz de incapacitate temporară de muncă, cheltuieri prognozate pentru anul 2021, sunt cu 82.967,4 mii lei mai mult comparativ cu anul 2020 sau cu 10,6%. La subprogramul protecția persoanelor în etate se prognozează cheltuieli în volum de 15.615.526,5 mii lei, cu ponderea cea mai mare, de fapt, care este reprezentată în cazul respectiv de 62,2% din cheltuielile totale, și care sunt cu 6,7 mai mari față de suma precizată pentru anul 2020, influențată în special de dinamica beneficiarilor, mărimea medie a pensiilor, reexaminarea pensiilor care este planificată începând cu 1 ianuarie și alte aspecte care țin de consolidarea pensiilor, indiferent că vorbim de pensii pentru limită de vârstă sau de dizabilitate. Sub programul protecția în legătură cu pierderea întreținătorului, pentru anul 2021 se prognozează cheltuieli în volum de 331.603.000 lei sau cu 20% mai mari față de suma precizată pentru anul 2020. Factorii determinanți ai acestei creșteri sunt acordarea, începând cu 27 iulie 2020, a unei plăți noi, precum este indemnizația urmașilor personalului medical decedat în lupta cu COVID, precum și reexaminarea pensiilor de urmași pensionarilor din rândul structurilor de forță. În cadrul subprogramului Protecția familiei și copilului se prognozează cheltuieli în volum de 2.873.575,8 mii lei, cu 15,4% mai mari față de suma precizată, deci, pentru anul 2020, și creșterea este condiționată de cheltuielile precum majorarea cuantumului indemnizației unice la naștere a copilului de la 8.299 lei până la 9.459 de lei, majorarea începând cu 1 ianuarie a 100 de lei a cuantumului indemnizației pentru creșterea copiilor în cazul persoanelor neasigurate până la vârsta de 2 ani sau a plafonului minim pentru persoanele asigurate, deci până la vârsta de 3 ani, precum și majorarea cu 50 de lei a cuantumului indemnizației lunare de suport pentru creșterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină. Sub programul protecția șomierilor sunt prognozate mijloace financiare în volum de 79.960.000 lei. La subprogramul protecția socială a persoanelor cu dizabilități sunt prognozate mijloace financiare în volum de 2.970.108,8 mii lei. Sub programul susținerea suplimentară a unor categorii de populație, prognozate mijloace financiare în volum de 512.683,2 mii lei. Protecția socială în cazuri excepționale ca subprogram au fost prognozate cheltuieli în volum de 1.130.118,1 mii lei și subprogramul protecția socială a unor categorii de cetățeni sunt prognozate mijloace financiare în volum de 470.095,9 mii lei. Față de cheltuielile precizate pentru anul 2020, cheltuielile estimate sunt cu 36,7% mai mari, creșterea fiind condiționată de includerea unor măsuri suplimentare de protecție, precum este vorba despre majorarea alocațiilor sociale lunare de stat pentru veteranii de război, majorarea alocațiilor lunare de stat pentru persoanele cu dizabilități din rândul veteranilor de război, inclusiv vorbim și de acordarea a unor drepturi la prestații sociale majorate unor categorii de populație, în special vorbim și de participanții la lichidarea avariei de la Cernobâl. În contextul celor enunțate, rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, doamna ministru, pentru prezentarea proiectului. Stimați colegi, vă rog, dacă sunt careva întrebări referitor la acest proiect al bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2021, au fost trecute în revistă mai multe programe, subprograme cu alocările respective pentru diferite categorii de populație. Inclusiv am atestat și o creștere a veniturilor, transferurilor și respectiv a cheltuielilor acestui buget. Nu sunt întrebări.
Doamna ministru, dacă vă rog să reiterați încă o dată cu cât vor crește veniturile bugetul asigurării sociale stat din contribuție, adică din veniturile proprii, să zicem așa, pentru anul 2021 și care este prognoza salariului mediu atunci pentru anul 2021, în ce măsură noi, zicem, ne stabilim obiective ambițioase la capitolul respectiv. Eu de ce întreb acest lucru? M-am uitat chiar astăzi la așa numită zebră pe încasările pe bugetul asigurărilor sociale de stat și FAOM. Noiembrie 20 față de noiembrie 19 este creștere, aș spune, destul de impresionant. O să rog domnul viceprim-ministru Pușcuța să ne spună cifrele. Noi atestăm o creștere a veniturilor la BAS, în primul rând, în special de atunci când am diminuat cotele contribuțiilor. Deci, încă o dată, dacă e posibil, doamna ministru, cu cât cresc veniturile proprie a BAS-ului din contribuție în 2021 față de 20? Domnule prim-ministru, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii au fost prognozate, după cum am menționat, în sumă de 15.80.098.000 lei, fiind o creștere de 1.056.260.009.000 lei sau creșterea de 7,5% mai mult față de suma contribuțiilor care a fost precizată pentru anul 2020. Dacă să luăm 10 luni ale anului curent, cu tot cu pandemie, cu tot cu sistarea unor activități economice, comparativ cu 10 luni ale anului precedent, deci avem oricum o creștere de 2,5%. În contextul salariului prognozat, deci acesta reprezintă 8.716 lei. Mulțumesc, domnul viceprim-ministru, avem informația pe cumulări la BAS, la zi sau ulterior? Dacă îmi permiteți, stimate domn prim-ministru, o clipă rog. Deci, la ziua de astăzi, acumulările proprii, încasările proprii ale bugetului asigurării sociale de stat, la data de 27 noiembrie 2020, însumează cifra de 12,8 miliarde lei, iar transferurile de la bugetul de stat finanțate în adresa bugetului asigurării sociale de stat, constituie 9,6 miliarde lei. Față de anul trecut, aceste cifre sunt la compartimentul venituri proprii, încasări proprii, este o creștere de 6,9% față de anul trecut, iar per total, inclusiv și transferurile de la bugetul de stat, creșterea este de 14,7% în anul 2020 față de anul 2019. Este remarcabilă sau relevantă cifra care este înregistrată pe parcursul lunii noiembrie anul 2020. Deci dacă e să luăm doar noiembrie 2020 față de noiembrie 2019, avem o depășire a veniturilor proprii cu 15,9% în noiembrie 2020 față de 2019. În cifre absolute este anul 2020 1,2 miliarde lei, în anul 2019 la data de 27 noiembrie veniturile proprii au constituit doar 1,04 miliarde lei și respectiv observăm o dinamică pozitivă începând cu luna septembrie. Trendul este ascendent atât la veniturile bugetului asigurării sociale de stat, cât și la veniturile în fondurile de asistență de asigurări obligatorii de asistență medicală. Cifra de creștere în noiembrie, care este de circa 16% față de noiembrie anul 2019, este practic identică ca ritm de creștere și la veniturile proprii a fondurilor de asigurări obligatorii medicale. Mulțumesc. Deci dacă să comparăm noiembrie 20 față de noiembrie 19 la capitolul venituri proprii, atâta BAS cât și FAOM este undeva în jur plus 15-16%. De ce și ziceam de obiective ambițioase pentru anul viitor, dar înțeleg deja că cifrele sunt, zicem, compilate și nu putem la etapa respectivă să venim cu modificări. Sperăm că executarea anului viitor va permite rectificări spre majorarea atât a veniturilor cât și cheltuielor. Domnul viceprim-ministru, fiindcă ați menționat
evoluția veniturilor noiembrie 20, noiembrie 19 la BAS și FAON, dacă posibil să ne dați și la încasările fiscului și vanii, adică din taxe și impozite, dacă avem această evoluție. Până ce găsiți datele, doamna ministru, ați menționat că una din categorii care va beneficia de creșteri sunt veteranii de război. Ați putea, vă rog, mai detaliat despre ce program este vorba și de spus ce bani suplimentari se alocă? Deci, într-adevăr, programul protecție socială unor categorii de cetățeni, am menționat că aici sunt prognozate mijloace financiare de 470 milioane 95,9 mii lei. Și aici este la fel o creștere de 36,7% din mijloacele financiare care sunt alocate comparativ cu anul 2020. Cele mai importante majorări este vorba despre majorarea alocației lunare de stat pentru participanții la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și a independenței Republicii Moldova, precum și persoanele participante la acțiunile de luptă din Afganistan și din alte state, majorarea fiind realizată de la 300 la 500 de lei acestei alocații, care va fi acordată lunar, persoanelor cu dizabilități de pe urma războiului, din categoriile deja menționate, dar și a participanților la lichidarea avarii de la Cernobâl, se face majorarea alocației cu 100 de lei, adică de la 700 la 800 de lei, 550-650, respectiv la 475 la 575 de lei, în dependență de gradul de dizabilitate în care sunt încadrate aceste persoane. Persoanele care sunt decorate cu ordine și medalii pentru muncă asiduă și serviciu militar impecabil în spatele frontului, în timpul celor de-al doilea război mondial, beneficiază de o majorare cu 100 de lei și acordarea dreptului la locație lunară de stat persoanelor antrenate de organele puterii locale la strângerea munițiilor și a tehnicii militare, la deminarea teritoriului, deci este vorba despre un grup de persoane care până acum au fost defavorizate sub aspect de echitate socială în cuantum de 700 de lei. Totodată sunt prevăzute niște majorări de la 1 octombrie 2021 pentru participanții la lichidarea avariei de la Cernobâl, care nu sunt încadrați în grad de dizabilitate, persoanele care au participat la experiențele nucleare avariilor cu radiație ionizată și la lichidarea consecințelor lor la obiectele atomice civile sau militare, deci în timpul îndeplinirii serviciului militar sau special, fiind determinată o alocație lunară în cuantum de 300 de lei. Mulțumesc, doamna ministru. Deci mergem cu alocări suplimentare și pentru veterani. Doar acea indemnizație lunară timp de un an a majorat-o de 5 ori, de la 100 la 500 de lei, ceea ce a, zicem, solicitat efort financiar suplimentar peste 100 de milioane de lei. Altă întrebare, doamna ministru, dacă e posibil, în privința ajutorului social, nu atât la sumă, nu atât la, zicem, indicatori concreți, cât la abordări. Noi cu dumneavoastră mergem mai des în teritoriu, și de multe ori, inclusiv autoritățile publice locale, primarii se plâng că persoane apte de muncă stau cu ani pe ajutor social, iar atunci când e vorba de angajat la un serviciu oarecare sau chiar la prestări de servicii pentru comunități, nu prea se rup. Eu cred că noi avem aici undeva deficiențe în acest mecanism, undeva noi stimulăm trândăvia, și cred că trebuie să venim cu modificări și încă rapide la acest capitol, astfel încât banii care sunt a societății să meargă exclusiv la cei care necesită, nu la cei care pot munci, dar preferă să stea la odihnă la bar, de exemplu. Noi avem ceva perspective aici la modificare. Da, domnule prim-ministru, noi avem de fapt elaborat un proiect de lege care cu adevărat va interveni în formula de calcul al venitului lunar minim garantat, deci care va fi acordat sub formă de ajutor social, pentru persoanele care sunt apte de muncă și sunt beneficiari de ajutor social, astfel încât treptat se va micșora, deci, acest venit lunar minim garantat pentru persoanele vizate, până la excluderea în general din program și cu determinarea unei perioade concrete în care persoana nu va putea depune o nouă cerere pentru acordarea ajutorului social. Vă mulțumesc, stimați colegi. Dacă sunt alte întrebări, eu le-am epuizat, vă rog să le adresați.
dacă nu sunt, înainte de a vă ruga să aprobăm acest proiect, vin și aici cu mulțumiri pentru colegii noștri de la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. S-a muncit foarte mult pentru acest proiect. Vă mulțumesc și vreau să rog colegii să aprobăm proiectul respectiv. Aprobat, vă mulțumesc. Următorul subiect, numărul 5 pe agenda, este cu privire la aprobarea proiectului legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2021. Vreau să rog doamna ministru Viorica Dumbrăveanu să prezinte acest proiect. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2021, care este elaborat conform prevederilor legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, legii cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, legii finanțelor publice și responsabilității bugetar fiscale, programului de activitate a guvernului și altor acte normative ce țin de domeniul sănătății. În proiectul legii fondurilor asigurării obligatorie de asistență medicală pe anul 2021 sunt prevăzute venituri în sumă de 11.144.097,3 lei și cheltuieli în sumă de 11.344.097,3 lei cu un deficit în sumă de 200 milioane lei care va fi acoperit din contul soldului de mijloace bănești ce urmează să se formeze la finele anului. Comparativ cu suma aprobată pentru anul 2020, este prognozată majorarea venitului cu 2.760.705,1 lei sau cu 32,9% și a cheltuielilor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală cu 2.960.705,1 lei sau cu 35,3%. Primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuții procentuale la salariu și alte recompense constituie circa 5.065,4 milioane lei. Pentru anul 2020 se propune păstrarea primii de asigurare obligatorie de asistență medicală atât în formă de contribuții procentuale 9% la nivelul anilor 2015-2020, cât și în formă de sumă fixă 4.056 de lei. Transferurile din bugetul de stat în fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru asigurarea categoriilor de persoane neangajate, pentru care guvernul are calitatea de asigurat, sunt prevăzute în sumă de 2.931.583.000 lei, cu o majorare de 79.848,6 lei, comparativ cu nivelul aprobat pentru anul 2020. Totodată, sunt prevăzute transferurile de la bugetul de stat în sumă de 2.761.793,8 lei pentru acoperirea cheltuielilor aferente creșterii salariilor trecătoare personalului medical cu 10% implementate de la 1 aprilie anul 2020, cu 30% implementate de la 1 septembrie 2020, precum și a punerii în aplicare a următoarei etape de majorare cu 30%, începând cu 1 ianuarie 2021 și acoperirea cheltuielilor referitor la suplimentul achitat personalului antrenat în acordarea asistenței medicale persoanelor care întrunesc definiția de caz COVID-19. Astfel, cheltuielile totale necesare acoperirii acestor majorări salariale, inclusiv trecătoare, constituie 2.931.689,7 lei, dintre care 606.782,7 lei pentru acoperirea suplimentului la COVID. În fondul de bază se planifică a fi acumulate și utilizate 11.181.367,5 lei, ceea ce reprezintă 98,6% din veniturile planificate la fonduri sau cu 35,9% mai mult cu nivelul care i-a fost aprobat pentru anul 2020. Veniturile respective vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor necesare realizării programului unic al asigurărilor obligatorii de asistență medicală. Astfel, sub programul asistență medicală primară sunt planificate mijloace financiare în sumă de 2.924.949,8 lei cu o majorare de 29,6% față de bugetul aprobat pentru anul 2020. În acest program sunt prevăzute cheltuieli pentru medicamente compensate în sumă de 678
19,7 mii lei sau cu 23,700,5 mii lei față de nivelul aprobat pentru anul 2020. Pentru asigurarea pacienților cu diabet cu preparate antidiabetice, compensarea unor tipuri de dispozitive medicale, precum și extinderea listei medicamentelor compensate. Totodată, la bugetul de stat pentru asigurarea bolnavilor de diabet zaharat cu preparate antidiabetice, injectabile și orale, sunt prevăzute transferuri în sumă de 140.924,3 mii lei. Pentru subprogramul asistență medicală specializată de ambulator sunt prevăzute mijloace financiare în sumă de 989.758,9 mii lei sau cu 27,3% mai mult față de nivelul aprobat pentru anul curent. Sub programul îngrijiri medicale comunitare la domiciliu sunt prevăzute mijloace în mărime de 98.588,6 mii lei, cu o majorare de 44,8% față de suma aprobată pentru anul 2020 și în cadrul acestui subprogram vor fi finanțate centrele comunitare de sănătate mentală și de sănătate prietenoasă tinerilor, conform obiectivelor și politicilor din programele de cheltuieli pentru sectorul ocrotirii sănătății. Sub programul asistență medicală urgentă prespitalicească sunt prevăzute mijloace în sumă de 1.074.462.000 lei, cu o majorare de 52,1% față de suma aprobată pentru 2020. În subprogramul asistență medicală spitalicească sunt prevăzute mijloace financiare în sumă de 5.847.422.000 lei sau cu 39,5% mai mult față de cele aprobate în anul 2020, care vor fi utilizate la contractarea prestatorilor de asistență medicală spitalicească, bazate pe necesitățile populației în servicii medicale, raportate totodată la capacitățile sistemului medical, și anume, acoperirea cheltuielilor pentru serviciile spitalicești acordate pacienților care întrunesc definiția de caz COVID-19, suspect, probabil, confirmat. Acoperirea cheltuielilor pentru cazurile de chirurgie de o zi. Acoperirea cheltuielilor pentru prestarea serviciilor acordate în cadrul programelor speciale, precum protezarea articulațiilor mari, tratament operator pentru cataractă, cardiochirurgie și multe altele care sunt incluse. Acoperirea cheltuielilor pentru prestarea cazurilor de transplant și fertilizare in vitro. Acoperirea cheltuielilor pentru prestarea serviciilor de reabilitare, inclusiv pentru reabilitarea pacienților post-COVID. Servicii medicale de înaltă performanță, un alt subprogram, sunt planificate mijloace financiare în mărime de 246.186,2 mii lei sau cu 9,8% mai mult față de suma care a fost aprobată în 2020. Creșterea prevede inclusiv acoperirea cheltuielilor pentru realizarea programului de inițiere a tratamentului hepatitelor virale B, C și D și cirozelor hepatice la adulți și copii. Sub programul Programe Naționale și Speciale în domeniul ocrotirii sănătății sunt planificate mijloace financiare în cuantum de 45 milioane lei, mijloace care vor fi utilizate preponderent cheltuielilor legate de prevenirea și reducerea riscurilor de îmbolnăvire a populației prin imunizări, inclusiv vaccinarea, precum și informarea acestora în privința promovării unui mod sănătos de viață, dar și programe de screening și alte activități de profilaxie. Sub programul Dezvoltare și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății sunt prevăzute mijloace financiare în sumă de 15 milioane lei care vor fi utilizate pentru procurarea utilajului medical, deci performant, implementarea noilor tehnologii medicale, modernizarea și optimizarea deci clădirilor, infrastructurii și implementarea sistemelor informaționale. Aici vreau să vin cu o precizare, pentru că deja a apărut în mijloacele de informare în masă o astfel de informație că s-au fost diminuate sumele sau mijloacele financiare alocate la acest subprogram și vreau să fac referință că actualmente Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale implementează proiectul Băncii Mondiale, precum este răspuns de urgență la COVID, unde sunt planificate mijloace financiare în sumă de 31 milioane euro, proiect care va fi implementat inclusiv și în anul 2021 și unde sunt planificate procurarea de dispozitive medicale, teste, repararea secțiilor pentru terapiile intensive, secțiilor de boli infecțioase, inclusiv procurarea echipamentelor de protecție individuală pentru personalul medical. De asemenea, începând cu anul 2021, Ministerul va iniția implementarea proiectului finanțat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, care prevede pentru componenta
de sănătate, 40 de milioane de euro, și care în mod special vor fi direcționate pentru fortificarea sistemului de sănătate, și aici mă refer la instituțiile medicale, cu dispozitive medicale moderne pentru a spori calitatea actului medical și accesul populației la servicii medicale. Și ca și acțiuni sau măsuri concrete deja planificate, este vorba de procurarea computerului tomograf, aparatelor radiologice digitale, sisteme de gestionare a deșeurilor medicale, precum și sisteme de sterilizare. Am vorbit doar de măsurile cele mai complexe care vor fi finanțate din aceste două proiecte care sunt în proces de implementare. În contextul celor enunțate, stimați colegi, solicit respectuos susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, doamna ministru, pentru prezentarea proiectului. Stimați colegi, în condițiile zilei de astăzi, bugetul pentru medicină este probabil unul din cele mai importante compartimente. Deci, vă rog, dacă sunt careva întrebări, opinii, referitor la viziunea ministerului pentru financiarea ministerului pentru anul 2021 la capitolul medicină și diferite programe, subprograme și aici. Am remarcat și aici o creștere a alocărilor, în special este vorba aparte de cheltuieli și sunt bucuros că domnul ministru a observat că în mass media deja se speculează la capitolul diminuări de cheltuieli pentru bază tehnico-materială, deci nu este lucrul acesta nicicum adevărat. Niciodată ca anul acesta și anul viitor în special nu vor fi prevăzute mai mulți bani, n-au fost prevăzut mai mulți bani pentru acest compartiment, doar aceste două surse mari, Banca Mondială, 40 de milioane, Banca Consiliului Europei și acolo în total proiectul este de 70 de milioane de euro, deci acestea sunt bani enormi pe care îi vom aloca anume pentru acest sector. Și respectiv încercăm să înzestrăm sistemul medical în afară de eforturile financiare pentru majorarea salariului, pentru motivare, deci, dar și cu echipament absolut necesar. Vă rog, stimați colegi, dacă mai sunt careva întrebări. Aici o întrebare comună, dacă e posibil, doamna ministru Dumbrăveanu, domnul viceprim-ministru Pușcuța, noi schimbăm de la 1 ianuarie mecanismul ăsta de achitare a contribuțiilor la FAUM și la BAS, în loc de 4 plăți vor fi 2, cu o mică redistribuire între angajator și angajat, cu o mică diminuare de 1,5 puncte procentuale pentru salariat. Vreau să întreb dacă suntem gata pentru implementarea acestui mecanism și dacă agenții economici vor ști cum să efectueze aceste plăți la începutul anului 2021. Stimate domn prim-ministru, pe linia de administrare fiscală, toate acțiunile au fost făcute în termen, s-au aprobat corespunzător documentele normative necesare pentru implementarea acestor modificări, inclusiv și hotărâri de guvern, au fost adoptate. Sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat este pe faza de definitivare a schimbărilor și începând cu data din 1 ianuarie va fi pe deplin funcțional în formula nouă prevăzută de legislația în vigoare. Cu agenții economici s-a dus lucru explicativ și continuă a fi dus și lucru explicativ, suplimentar, sunt multe întrebări, sunt multe răspunsuri care sunt publicate pe sursele media deschise, inclusiv în baza generalizată a întrebărilor de ordin fiscal care se administrează de către Serviciul Fiscal de Stat. Deci suntem într-un proces de lucru normal și de la 1 ianuarie va fi realizată prevederea care a fost votată de Parlament încă în vara anului curent. Vă mulțumesc. Deci de la 1 ianuarie 2021 angajatul va plăti doar 9% în loc de 10,5% pe care îl plătește acum, da? Angajatorul, în schimb, va plăti, am vedere, din sectorul privat, corporativ, va plăti 24, deci 18 plus 6. Asta va fi povara fiscală pe salarii începând cu anul viitor. Și aici remarc un lucru important, noi vom subvenționa pentru mulți agenți economici
plățile fiscale aferente salariilor, în special pentru cei care angajează tineri sau cetățenii noștri care vin din diasporă. Stimați colegi, nu sunt întrebări, poate ultima în adresa doamnei ministru, nu ține în mijlocii de acest proiect. Care e situația totuși cu acele ambulanțe moderne pe care anul trecut cineva le-a, zicem, a anulat procurarea lor și noi în acest an, când am avut cel mai mult nevoie de ele, iată, abia acum înțeleg că s-a început fabricarea, când vin totuși, ca să fie clar? Domnule prim-ministru, într-adevăr, coordonat cu partea contractată în privința livrării acestor ambulanțe, era o dificultate în privința la dotarea acestor ambulanțe cu două dispozitive și conform ultimului termen care a fost indicat, deci livrarea va fi efectuată la 45 de ambulanțe până pe data de 15 decembrie. Și începând cu această dată este determinat un grafic de livrare a 168 de ambulanțe, asta pe lângă acele ambulanțe care noi le procurăm, deci din proiectul Băncii Mondiale pentru consolidarea capacităților serviciului Aviasan. Mulțumesc. Deci partida de 45 primele vor veni până la 15 decembrie, dintr-un total de 150. 168. Vă mulțumesc. Stimați colegi, vă rog dacă sunt întrebări să vă expuneți, dacă nu, iarăși mulțumim colegilor de la Ministerul Sănătății, de la Casa Națională de Asigurări Medicale, la proiectul respectiv precedent, colegilor de la CNAS, Casa Națională de Asigurări Sociale, le mulțumim. Și aici o muncă extrem de complicată. În afară de activitățile foarte intensive în acest an, colegii s-au preocupat și de elaborarea bugetului pentru 2021 și eu vreau să vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc, stimați colegi, am aprobat proiectele bugetare pentru anul 2021. Înainte de a trece la următorul proiect, totuși vreau să revin la așa întrebare și pentru domnul viceprim-ministru Pușcuța și pentru domnul ministru al afacerilor externe și integrării europene Aurel Ciucoi. În primul rând, venim cu o veste nu prea probabil bucuroasă pentru mai mulți reprezentanți ai Ministerului, noi scoatem facilitatea în privința importului automobililor fără taxe, dacă înțeleg eu corect, pentru anul viitor. Și aici o să-l rog pe domnul Pușcuța să vină cu informații. Dar, în schimb, înțeleg că alocăm bani suplimentari pentru construcția localurilor sau clădirilor ambasadelor peste hotare. Aici vreau să vă rog, domnilor miniștri, o succintă informație ce avem planificat, inclusiv și colegii și concetățenii noștri de peste hotare să știe unde vom avea ambasade noi ale noastre. Cine o să intervine? Domnul viceprim-ministru? Stimate domn prim-ministru, deci într-adevăr în conformitate cu proiectul politicii fiscale pentru anul 2021 se propune ca să fie abrogată acea normă care privește facilități la achitarea accizilor la introducerea în țară unităților de transport de către personalul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova de peste hotare. Costul acestei facilități, am calculat per total pe an, variază, dar ajunge până la 40 de milioane de lei, deci este o sumă considerabilă pentru buget. Totodată, în partea ce ține de finanțarea suplimentară a activităților care sunt gestionate de către Ministerul Afacerilor Externe. Deci pentru anul viitor sunt incluse în proiectul bugetului de stat pe anul 2021 alocări pentru construcția și modernizarea edificiilor a misiunilor diplomatice a Republicii Moldova în Ucraina, în Turcia și în Belorusia și suplimentar la aceasta sunt prevăzute mijloace financiare necesare pentru lansarea activității a două misiuni diplomatice consulate noi a Republicii Moldova în orașul Nița, Franța și în orașul Barcelona, Spania. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru. Prima parte a întrebării cu acele facilități fiscale, 40 de milioane de lei pe an ne costă această facilitate. Am analizat foarte bine ce fel de automobile se importau, automobile foarte scumpe, care, este evident, sunt importate pentru comercializare, respectiv
nu este pertinentă și relevantă această facilitate și am propunem să o excludem. Sper că o să fie înțelegere din partea colegilor de la minister. Pe de altă parte, oferim mijloace financiare pentru a extinde rețeaua ambasadelor noastre peste hotare, clădirilor noi. Noi cheltuim bani enorm pentru arenda localurilor și este clar că trebuie să facem un efort financiar ca să avem localurile noastre. Domnul ministru Aurelie Ciocoi, dacă aveți ceva la acest capitol, noi vorbeam și de Roma și de altele, deci trebuie să pregătim aceste proiecte ca să venim. Vă rog dacă este ceva să comentar. Vă mulțumesc, domnul prim-ministru, stimați colegi. Dureros, dar recunosc că trebuie să acceptăm această decizie și în acest context cred că aș trebui să-i sugerez colegilor mei din Serviciul Diplomatic al Republicii Moldova să fie recunoscători unor colegi care au profitat de această facilitate la introducerea autoturismelor proprietate personală, la încheierea misiunilor diplomatice unde au activat. În loc să-și procure automobile pentru utilizare personală, au preferat să utilizeze această facilitate pentru a mai câștiga niște bani prin vânzarea acestor autoturisme scumpe persoanelor terțe. Totodată apreciez că, din punct de vedere național, este mult mai judicios să realocăm resurse financiare pentru dezvoltarea sistemului diplomatic al Republicii Moldova și, în acest context, vreau să aduc mulțumiri pentru identificarea surselor financiare pentru deschiderea noilor consulate generale ale Republicii Moldova la Barcelona, Spania și în orașul Nice, Franța. Aș fi și mai recunoscător dacă am găsit și am identificat resurse financiare pentru extinderea în continuare a rețelei de consulate generale ale Republicii Moldova și ați văzut și dumneavoastră cât de solicitate sunt sediile consulare ale Republicii Moldova în afară, atunci în special când vine vorba despre alegeri, indiferent de care. Pe de altă parte, domnule prim-ministru, este adevărat și faptul că, din păcate, și lucrul ăsta l-am constatat încă de când eram diplomat tânăr, noi aruncăm milioane, dacă nu 10 de milioane de euro anual, efectiv în nisip, achetând chiriile sediilor diplomatice și apartamentelor unde locuiesc diplomații noștri aflându-se în misiune în afara țării. Mult mai judicios ar fi ca aceiași bani pe care noi în mod tradițional achetăm chirie să restituim băncilor comerciale creditul pentru achiziționarea acestor sedii. Pentru că o fugitivă analiză ne permite să constatăm că de altfel o mare diferență între achitarea sumei pentru chirie, tot aia o vom restitui băncii comerciale dintr-o țară sau alta, dar imobilul deja ar fi în proprietatea statului. Prin urmare, aș fi recunoscător dacă ne-ați permite să procedem la elaborarea unui mecanism de achiziționare în așa mod a sediilor ambasadelor noastre, consulatelor generale, dar și a spațiilor de locuit pentru diplomații noștri din afară. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul ministru, exact la aceasta mă refeream, să venim cu acest mecanism ca treptat, să procurăm ambasadele, localuri pentru ambasade, chiar dacă la etapa respectivă trebuie să angajăm credite, până la urmă este un mecanism similar ca și prima casă. Mai bine achiți rata la bancă decât chiria, care până la urmă înseamnă bani cheltuiți fără a avea la final în proprietate acest spațiu. O să rog colegii de la Ministerul Finanțelor să fie mai cooperanți sau să le acordați suport colegilor pentru viitor în această direcție. Stimați colegi, cu permisiunea dumneavoastră, blocul politica bugetară fiscală și bugetele anuale îl finalizăm aici și fiindcă mai avem multe subiecte pe ordine de zi, rog domnul ministru Ion Perjo să prezinte proiectul de la sub numărul 6, regulamentul privind stabilirea modului de acordare ajutorului financiar pentru agricultori, iar sursa este banii veniți din partea Federației Rusie. Vă rog, domnul ministru. Da, vă mulțumesc. Mulțumate, domnule prim-ministru. Prezentăm spre aprobare proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea regulamentului privind stabilirea modului de acordare a ajutorului financiar din partea Guvernului Federației Rusie, care este destinat pentru compensarea parțială a prejudiciului cauzat de seci din anul 2020 la cultura porumbului și pregătirea solului pentru recolta anului 2021.
Documentul vine să reglementeze modalitatea de distribuire a asistenței financiare nerambursabile Guvernului Republicii Moldova din partea Federației Ruse în valoare de 59.730.000 lei, echivalentul la 275 milioane ruble rusești. Reușind din faptul că producția globală de porumb a fost una dintre cele mai afectate pe fundalul secetei severe, prezentul regulament vine să va permite producătorilor agricoli care au fost afectați în măsură mai mare de 60% să recupereze o parte din pierderile cauzate de seceta din anul curent, dar și va oferi posibilitatea de a pregăti solul pentru recoltă anului 2021, o condiție care este esențială pentru asigurarea necondiționată a asigurării securității alimentare a țării. Denotat că sursele financiare menționate supra acordate de către Guvernul Federației Ruse au fost alocate din fondul de intervenție a Guvernului, în conformitate cu prevederile hotărârii Guvernului 862 în 2015. Mijloace financiare vor fi distribuite prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, la fel cum au fost distribuite și celelalte mijloace financiare în sumă de 300 de milioane de lei și suplinite cu 24 de milioane de lei, iar mărimea ajutorului financiar per hectar de teren cultivat se va calcula în baza mijloacelor financiare disponibile, raportate la suprafața totală eligibilă conform dosarelor recepționate de la potențialii beneficiari. Proiectul respectiv a fost consultat și public și avizat de toate instituțiile aferente, inclusiv a fost examinat și la ședința Comisiei pentru Situații Excepționale. În contextul celor menționate, rog susținerea proiectului dat, domnul prim-ministru. Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, vă rog, dacă sunt careva întrebări, referitor la prevederile acestui regulament de repartizare a ajutorului umanitar din partea Federației Ruse pentru agricultorii care au avut de suferit în urma secetii din acest an. Este vorba pentru să alocăm acești aproape 60 de milioane de lei pentru producătorii de porumb care au suferit. Dacă facem matematica rapidă, ieșind din costurile, zicem, inclusiv a lucrărilor, ar însemna că prin această alocare compensăm undeva costul aratului pentru 1,2-1,5 hectare la fiecare producător, costul unei lucrări agricole aratul, ceea ce, bineînțeles, nu e mult, dar tot este un suport, cu atât mai mult că acel cont rezervial pe care l-am deschis noi pentru ajutor în lichidarea consecințelor agriculturii este în continuare deschis. Sperăm că și alții, ca și Guvernul Federației Ruse, vor putea veni cu suport ca și ulterior să mai repartizăm mijloace financiare în acest sens. Astăzi am avut o convorbire telefonică cu prim-ministrul Federației Ruse, domnul Mișustin, prin care am mulțumit pentru alocarea acestor bani, care, conform deciziei de astăzi, vor fi repartizați agricultorilor. Încă o dată vreau să reiterez mulțumiri pentru toți cei care au acordat suport Republicii Moldova în acest an, fie pentru combaterea pandemiei, fie pentru suport în lichidarea consecințelor, sau atenuarea, mai bine spus, a consecințelor secetei din acest an. Dacă nu sunt întrebări sau propuneri la acest proiect, eu vă rog să susținem proiectul prezentat. Aprobat, vă mulțumesc. Următorul subiect, numărul 7, domnul viceprim-ministru Serghei Pușcuță, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri Guvernului, se prezintă atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru prelungirea termenului de aplicare a unor norme de lege numărul 69 din 21 mai 2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative. Măsurile prevăzute de legea numărul 69 din 21 mai 2020 au fost aplicabile pe perioada stării de urgență în sănătate publică, declarată prin hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică numărul 10 din 15 mai 2020 sau pe perioada termenilor prevăzute în legea respectivă. În conformitate cu articolul 29 alineatul 2 din legea numărul 69, Guvernul este în drept să decidă în privința prelungirii termenilor de aplicare a unor norme prevăzute în această lege, dar nu mai mult decât 3 luni de la data ridicării stării de urgență în sănătate publică sau de la data expirării termenilor prevăzute în articolele respective.
prin hotărârile Guvernului 732 din 30 septembrie 2020 și numărul 771 din 21 octombrie 2020 a fost prelungit termenul de aplicare a unor norme de lege numărul 69 până la data de 30 noiembrie 2020. Astfel, prin prisma proiectului prezentat, se propune extinderea până la 31 decembrie 2020 a termenului de aplicare a următoarelor măsuri. Menținerea achitării de către angajatorul la locul de muncă de bază a tuturor drepturilor salariale lucrătorilor medicali detașați în cadrul instituțiilor medico-sanitare publice spitalicești destinate internării pacienților care întrunesc criteriile definiției de caz pentru COVID-19. Menținerea dreptului la spor lunar de compensare pentru muncă prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate, în mărime de până la 100% și respectiv 50% din salariul de funcție pentru personalul medical prevăzut la articolul 5 din legea numărul 69. Menținerea achitării indemnizației unice în mărime de 16.000 lei angajaților infectați cu COVID-19 din cadrul instituțiilor subdiviziunilor medicale care sunt prevăzute la articolul 6, litera A, din legea numărul 69. Extinderea termenului aferent dreptului de a prezenta certificate de origine preferențială a mărfurilor în copii sau autentificate cu semnătură electronică în vedere confirmării originii mărfii. Extinderea termenului de aplicare a unor norme legate de achiziții publice necesare pentru prevenirea și controlul COVID-19, precum și posibilitatea de a achita în avans pentru achizițiile publice necesare în acest scop. Implementarea acestei hotărâri se va efectua în limita contumului resurselor financiare prevăzute în acest sens în bugetul de stat. Rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, domnule vicepreministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări referitor la acest proiect. Extindem acele prevederi ale legii 69 care vizează suport suplimentar pentru personalul medical care luptă în continuare pentru sănătatea și viețile noastre. Nu sunt obiecții, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 8, doamna secretar general al Guvernului, Liliana Iconi, vă rog. Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului. Propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în hotărârea Guvernului numărul 636 din 11 decembrie 2019 cu privire la aprobarea planului de acțiune al Guvernului pentru anii 2020-2023. Prezentul proiect de hotărâre a fost elaborat ca urmare a analizei informației prezentate pe marginea planului de acțiune al Guvernului de către autoritățile publice pentru primele 9 luni ale anului curent, dar și ca urmare a evaluării activității Guvernului după un an de activitate. Din câte cunoaștem, pandemia de COVID-19 și calamitățile naturale din anul 2020, și anume inundațiile și seceta din vara acestui an, au fost elementele de bază care au determinat anumite reprioritizări în obiectivele Guvernului și revederea acțiunilor pe care le realizează. Prin urmare, în vederea corelării activității Guvernului la noile provocări economice și sociale cu care se confruntă Republica Moldova și ca urmare a pandemiei COVID-19 și a calamităților naturale din vara acestui an, venim cu propunerea de ajustare a planului de acțiune al Guvernului pentru anii 2021-2023. Proiectul a parcurs toate etapele de avizare și consultare, propunerile agreate fiind reflectate în versiunea finală a proiectului. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna secretar general. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări la acest proiect. Rectificări sau modificări la planul de acțiune al Guvernului. Au fost menționate mai multe aspecte de modificare, unul din care, dacă înțeleg eu corect și pot citi printre rânduri, este neexecutarea mai multor măsuri incluse în versiunea inițială. Corect, doamna secretar general? Exact, domnule prim-ministru, Guvernul, după cum cunoaștem, și-a orientat activitățile și s-a focusat mai mult pe combaterea pandemiei și pe combaterea secetei și inundațiilor din acest an, precum și pentru susținerea socială a populației. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Deci unele acțiuni nu le-am îndeplinit, fie din reprioritizare. A trebuit să reprioritizăm activitățile, fie nu am reușit sau am eșuat.
Am analizat foarte bine raportul de executare a planului respectiv pe 9 luni. Am avut și acea ședință dedicată. Trebuie să ajustăm acest plan, reieșim din realități, astfel încât să ne organizăm activitatea, reieșim dintr-un plan relevant, realistic și executat. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Următorul subiect, numărul 9, vă rog continuați, doamna secretar general al Guvernului. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărâri de Guvern. Astfel se propune de a retrage din procedură legislativă proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative înregistrat în Parlament cu numărul 340, proiect care vizează aspectele cu referire la calitatea de beneficiar efectiv. Acest proiect vine cu modificări în legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, codul de executare a Republicii Moldova, legea privind societățile cu răspundere limitată și în legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali. Acest proiect se propune a fi retras din procedură legislativă pentru a examina suplimentar și multilateral prevederile acestui proiect. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna secretar general al Guvernului, stimați colegi, dacă sunt careva întrebări. Nu sunt, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 10, domn ministru al Justiției, Fadei Năgăcevski, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, propun spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la instituirea Comisiei pentru selectarea candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și aprobarea regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea postului de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Vreau să menționez și să aduc la cunoștință că în decembrie 2021 expiră mandatul actualului judecător al reprezentant al Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, domnul Valeriu Grițco. Noi avem obligația ca să facem o preselecție până în luna februarie 2021, unde trebuie să prezentăm o listă cu 3 candidați către panelul de experți internațional, după care deja la APC în luna mai urmează să fie selectat candidatul care va reprezenta Republica Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru următorii 9 ani. Vreau să menționez că proiectul de regulament a fost avizat, discutat, consultat public și cu societate civilă, și cu politicieni din Parlamentul Republicii Moldova, și cu instituțiile relevante din domeniul sistemului de drept al Republicii Moldova. Am ținut cont de toate opiniile, toate propunerile, ca să facem cât mai inclusiv acest proces, cât mai transparent, astfel încât să transmitem către Consiliul Europei cei mai buni candidați la funcția de judecător și care să reprezinte cu demnitate țara la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru următorii ani. Rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări. Am înțeles că a fost consultat pe larg acest proiect. Sper că cu toți profesioniștii din domeniu. Nu sunt întrebări. Vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc! Subiectul numărul 11. Continuați, vă rog, domnul ministru Năgăcevski. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, propun spre aprobare proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative și care are drept scop asigurarea drepturilor victimelor în cazul infracțiunilor privind viața sexuală. Scopul respectivului proiect este fortificarea drepturilor materiale și procesuale ale victimelor infracțiunilor ce atentează libertatea și inviolabilitatea sexuală acestora prin adaptarea cadrului normativ intern la standardele și practicile internaționale. Principalele prevederi presupun neadmiterea înlăturării răspunderii penale în rezultatul împălcării victimei cu infractorul, a doua, redefinirea noțiunii de viol, a treia, redefinirea noțiunii de consimțământ al victimei exprimat în cazul infracțiunilor ce atentează la libertatea și inviolabilitatea sexuală, articolul 172 din Codul Penal.
completarea articolului 60, 80, 81 din codul procedură penală cu reglementări ce vor stabili cu titlul de excepție că accesul materialelor de urmărire penală poate fi restricționat de către procuror pentru o ordonanță motivată dacă sunt întrunite cumulativ condițiile care sunt prevăzute expres de proiect. Acest proiect nu implică careva cheltuieli bugetare. Vreau să menționez că proiectul ăsta este un exemplu de colaborare dintre societatea civilă și Ministerul Justiției. Proiectul este pregătit în colaborare cu reprezentanții sistemului judecătorii, sistemul procuraturii, sistemul asociației obștești, în special la stradă, cu experții internaționale. S-a identificat formula de compromis care a fost inclusă în acest proiect și pe care astăzi îl promovăm și sper să fie util, mai ales în contextul în care chestiunea cu privire la violență sexuală este o chestiune extrem de sensibilă, mai ales în condiții de COVID, unde preregret cazurile s-au cam multiplicat când este vorba de violența domestică datorită faptului că mulți stau acasă și n-au ce să o scuzat fiind expresia. Vă mulțumesc și rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, domn ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări sau comentarii, știu, intervenții la acest proiect important, care așa este coincidență că îl aprobăm în această, pe parcursul acestei campanii 16 zile de combatere a violenței împotriva femeilor. Proiect care, într-adevăr, a fost elaborat și cu suportul mai multor organizații și remarc aici, în primul rând, la stradă, cu care am discutat și săptămâna trecută, e adevărat, pe alte subiecte, dar și cu parteneri străini, chiar și cu unii ambasadori am discutat la acest capitol și am mulțumit pentru suport în promovarea acestui proiect de lege. Vă rog, dacă sunt întrebări. Nu sunt. Având convingerea că odată cu promovarea acestei legi, cazurile de violență sexuală vor fi diminuate și vor fi altfel, mai strict, combătute în Republica Moldova, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 12, vă rog să continuați, domnul ministru Nagăcevski. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, propun spre aprobare proiectul de lege pentru completarea codului de executare al Republicii Moldova. Simbolic vorbind, vorba de comunitate terapeutică. Și aici am să explic. Începând cu anul, cu data de 30 iulie 2018, în comun cu experții norvegieni și reprezentanții Pompidou Group ai Consiliului Europei, în penitenciarul nou Pruncu a fost demarat proiectul pilot pentru reabilitarea persoanelor drog dependente, numit comunitate terapeutică. Scopul general al comunității constă în susținerea participării rezidentului la procesul de recuperare și însușirea unui mod de viață corect, schimbarea comportamentală, dezvoltarea și formarea unui noi abilități și responsabilități sociale. Adică, altfel spus, este vorba de pregătire pentru libertate, resocializare. La etapa actuală, legislația execuțional-penală nu reglementează statutul juridic al comunităților terapeutice din instituțiile penitenciare. Respectiv, prin prezentă inițiativă, va contribui la crearea premizelor de multiplicare modelului de comunitate terapeutică instituită în penitenciarul nou punct, Pruncul și în alte instituții penitenciare din țară, deoarece conform rezultatelor activității comunității respective, această formă organizațională răspunde cel mai bine nevoilor beneficiarilor. Și iarăși, acest proiect de asemenea a fost, cum și menționat, elaborat, consultat cu experți internaționali, cu instituții relevante, dar și s-a ținut cont de acel experiment care a fost făcut la Pruncu. Deci și a demonstrat eficiența sa pe teritoriul Republicii Moldova. Și în asemenea condiții rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domn ministru. Stimați colegi, vă rog, dacă sunt careva întrebări, neclarități referitoare la acest proiect, să vă expuneți. Altminteri, vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 13, domnul Anatol Ghilaș, vă rog, prezint raportul. Stimate domn prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, atenție dumneavoastră, se propune proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea regulamentului cu privire la atestarea legislatorilor în domeniul activității cadastrale. Proiectul de hotărâre este elaborat în scopul executării prevederilor la aneatul 5, articolul 12 al legii numărul 1543, cadastrului bunurilor imobile. Astfel, în condițiile în care legislatorul în domeniul activității cadastrale este persoană cu funcție de răspundere,
care este în drept să examineze documentele ce confirmă drepturile și să decidă asupra integrității înregistrării bunurilor imobile și a dreptului asupra lor, să efectueze și să rectifice înscriere în registrul bunurilor imobile în modul stabilit. Importanța constatării nivelului de pregătire profesională prezintă unul din principalele principiile fundamentale privind respectarea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile. În acest sens, regulamentul stabilește scopul atestării, condițiile, termenele și modul de organizare și desfășurare a procesului de atestare a registratorilor. Registratorul este supus atestării odată în 3 ani. Atestarea registratorului se efectuează de către Comisia de Atestare a Registratorilor, constituită din 7 membri. Proiectul hotărârii a fost supus avizării, consultării publice, conform articolul 32, legea 100 din 22 decembrie 2017, cu privire la actele normative. Proiectul nu prevede cheltuieli suplimentare, astfel, în contextul celor menționate, Agenția Relații Funciare și Cadastru înaintează proiectul hotărârii cu privire la aprobarea regulamentului, cu privire la atestarea registratorilor în domeniul activității cadastrale și solicită susținerea dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule director. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări la acest proiect. Nu sunt întrebări, argumentele sunt clare. Am auzit însă că costuri suplimentare nu sunt, eu înțeleg, referitor. Vă referiți la costuri bugetare, totuși cine achită pentru exercițiul acesta de atestare? Însă și registratorii sau... Care este procedura? De sunt acești registratori, înțeleg, asta e activitate de business sau sunt servicii publice? Care este? Servicii publice, registratorii nu achită, comisia este din membrii comisiei sunt doar funcționari. Nu sunt costuri nici bugetare, nici din partea celor care sunt atestați. Și niciun fel de costuri nu vor fi. Și niciun fel de costuri. Sperăm că nu vor fi. Mulțumesc. Stimați colegi, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, mulțumesc. Subiectul numărul 14. Domnul viceprim-ministru Serghei Pușcuța, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezintă spre examinare proiectul hotărârii de guvern privind repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate în legea bugetului de stat pentru anul 2020, numărul 172. Proiectul de hotărâre este elaborat în conformitate cu prevederile articolului 60 a legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale numărul 181 de 25 iulie 2014, care permite cu acordul Guvernului redistribuirea alocațiilor aprobate prin legea anuală a bugetului de stat între autorități publice centrale, cu excepția celor independente, și între programele unei autorități, până la 10% din volumul alocațiilor bugetare aprobate. Și articolul 3 al legii bugetului de stat pentru anul 2020, care autorizează guvernul să repartizeze pe autorități publice alocațiile prevăzute în bugetul de stat pentru implementarea sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar. Proiectul în cauză include modificări de alocații aprobate în buget conform solicitărilor parvenite de la unele autorități publice centrale și locale și prevede următoarele. 1. Între autorități publice centrale se redistribuie 3,9 milioane lei. De la Ministerul Economiei și Infrastructurii către Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării pentru implementarea planului de acțiuni privind siguranța rutieră pentru anii 2020-2021. De la Academia de Știință a Moldovei către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării pentru elaborarea raportului final în cadrul unui proiect. De la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării către Cancelarea de Stat pentru realizarea prevederilor hotărârii Guvernului numărul 595 cu privire la reorganizarea unor instituții de învățământ superior. De la Fondul de Investiții Sociale către Acțiuni Generale pentru acoperirea insuficienței la programul politic și management în domeniul bugetar fiscal. 2. În cadrul unei autorități publice centrale sunt operate redistribuiri între programe la Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Biroul Național de Statistică. 3. În conformitate cu legea bugetului de stat pentru anul 2020,
din alocațiile prevăzute pentru implementarea sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar, se repartizează mijloace în sumă de 15,3 milioane lei, din care către autorități publice centrale 7,3 milioane lei, prin transferuri către bugetele locale 8 milioane lei, pentru asigurarea insuficienței la salariu pentru luna decembrie curent. Proiectul în cauză a fost plasat pe pagina web pentru consultare publică, precum și a trecut procedura corespunzătoare de avizare. Rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, domnul viceprim-ministru, stimați colegi. Vă rog, dacă sunt careva întrebări sau obiecții referitoare la proiectul prezentat, este vorba de repartizare și redistribuire a unor alocații prevăzute în legea bugetului de stat pentru acest an, inclusiv o sumă importantă merge și pentru acoperirea deficitului pentru salarizare. Nu sunt întrebări și obiecții, de aceea vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, mulțumesc, stimate domnule viceprim-ministru. Într acest context vreau să întreb dacă este pregătit totul pentru achitarea premiului anual pentru anul 2019 acum în următoarele zile, așa cum am promis și am aprobat acel proiect, dacă sunt rezervați banii și dacă în general este pregătit totul pentru aceasta. Stimate domnule prim-ministru, suntem la faza prelucrării solicitărilor parvenite din partea autorităților publice centrale și locale privind insuficiența de mijloace pentru achitarea acestui premiu. La moment facem totalizarea acestor solicitări, după care să venim cu proiectul de hotărâre a guvernului corespunzător. În buget, mijloace pentru achitarea acestui premiu, noi le avem prevăzute, urmează să le alocăm în baza solicitărilor parvenite de la autorități. Vă mulțumesc, vă rog să solicitați inclusiv autorităților publice locale, șefilor de instituții să urgenteze acest proces astfel ca premiul să fie achitat în luna decembrie, pentru că banii, într-adevăr, din câte ați relatat, sunt prevăzuți. Stimați colegi, eu ieri am semnat o dispoziție privind și premiile noastre pentru 2019, a cei care am lucrat în sistemul public în 2019, la șefi, da? Miniștri, șef de agenții, instituții și tot așa mai departe, așa e procedura, trebuie eu să semnez. Deci premiul până la 50% din un salariu lunar. Respectiv o să primiți acești bani de la Ministerul Finanțelor, dar eu fac un apel către fiecare dintre dumneavoastră, chiar dacă deja am contribuit odată la acel cont trezorial pentru reconstrucția Filarmonicii Naționale, să alocăm acest premiu care mi se cuvine unora dintre noi pentru anul 2019, în continuare pentru acel cont la care, din câte am văzut, nu prea s-au acumulat prea mulți bani, deși la etapa când a avut loc tragedia, mulți au făgăduit, dar nu chiar toți din acei care au promis și au închinat multe daruri, așa și nu mai au ajuns banii. Poate face un apel către vreun ONG să verifice cum acei care au promis mult au transferat banii împreună cu colegii de la trezorerie, poate facem un apel și către ei să-și respecte făgăduința, iar eu cu toată seriozitatea vreau să rog toți colegii conducători de instituții, atunci când vă permiteți și doriți, când o să primiți acea sumă de premiu, să orientăm pentru acest scop nobil care este reconstrucția Filarmonicii Naționale, care anul acesta, din păcate, am pierdut-o. Sper că se susține această propunere. Doamna secretar general al Guvernului, vă rog să verificați cine susține propunerea mea din conducătorii înalți ai statului. Următorul subiect, numărul 15, domnul ministru Pavel Voicu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile și modificarea hotărârii Guvernului 170 din 2000 cu privire la transmiterea unor edificii de la balanța Ministerului Apărării la balanța autorităților publice locale. Proiectul a fost elaborat în scopul îmbunătățirii condițiilor de muncă a pompierilor și salvatorilor, calității intervențiilor la lichidarea situațiilor excepționale prin intermediul programelor de asistență tehnică lansate de către Guvernul SUA în Republica Moldova pentru anul 2021.
urmare identificării sectoarelor de teren corespunzătoare, cerințelor tehnice pentru identificarea remizelor de salvatori și pompieri în corespundere cu standardele europene, se propune transmiterea unor bunuri imobile. Prin prezentul proiect se propune transmiterea bunurilor imobile teren situat în orașul Făleș și Glodeni, din administrarea Ministerului Apărării, respectiv din proprietatea orașului Glodeni, în administrarea Agenției Proprietăți Publice, gestionarea Direcției Situații Excepționale Municipiul Bălți al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Concomitent, proiectul prevede abrogarea alineatului 2 al punctului 1 din hotărârea și anexa numărul 2 la hotărârea Guvernului numărul 170 din anul 2000, cu privire la transmiterea unor edificii de la balanța Ministerului Apărării la balanța autorităților publice locale. Pentru implementarea proiectului nu va fi necesară alocarea mijloacelor financiare suplimentare din bugetul de stat. Urmare celor expuse, rog susținerea Guvernului pentru aprobarea proiectului. Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, vă rog, dacă sunt careva întrebări, să interveniți. Proiectul îmi pare că este foarte clar, scopul și obiectivul este unul nobil. De aceea, dacă nu sunt obiecții, vă rog să susținem acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 16, domnul viceprim-ministru Serghei Pușcuță, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea avizului la proiectul de lege pentru instituirea unui regim special și preferențial de impozitare pentru plățile efectuate la testarea angajaților pentru identificarea virusului SARS-CoV-2, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă numărul 389. În cadrul ședinței plenare a Parlamentului din 19 noiembrie 2020, Forul Legislativ a adoptat în prima lectură proiectul de lege privind modificarea unor acte normative cu numărul 440 din 6 noiembrie 2020, a cărui obiectiv de reglementare este similar cu cel al proiectului de lege supus avizării. Potrivit prevederilor proiectului de lege numărul 440, s-a propus ca plățile suportate pentru efectuarea testelor de laborator în vederea identificării virusului SARS-CoV-2 să constituie surse de venit neimpozabile cu impozit pe venit și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală, începând cu 1 ianuarie 2020, iar cu contribuții de asigurări sociale de stat, începând cu data publicării. Este de menționat că potrivit proiectul de lege supus avizării, s-a propus ca neimpozitarea testelor să se realizeze pe o perioadă determinată de timp, pe perioada stării de urgență în sănătate publică și a stării de urgență. Iar conform proiectului de lege numărul 440, neimpozitarea ar avea un caracter permanent. Prin urmare, se consideră judicios ca proiectul de lege numărul 440 să fie considerat ca proiect de bază, iar proiectul de lege supus avizării să fie considerat ca proiect de alternativă. În contextul celor menționate supra, rog aprobarea avizului Guvernului. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi. Vă rog, dacă sunt careva întrebări, să propunem referitor la acest proiect. Nu sunt. Noi am aprobat un proiect respectiv de tratament preferențial cu impozitare, mai omenește vorbind de deducerea cheltuielor pentru testări și respectiv în aceste condiții vă rog să aprobăm avizul prezentat de Ministerul Finanțelor. Aprobat. Mulțumesc. Subiectul numărul 17, domnul ministru Anatol Usatăi, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 1 din lege numărul 1527 privind zona antreprenoriatului liber, parc de producție Balcăneș. Proiectul de lege prezentat cu titlul de inițiativă legislativă prevede extinderea suprafeței zonei economice libere Balcăneș prin crearea unei noi subzone pe adresa municipiului Comrat, stradul Buzin 2. Proiectul, între alte, prevede și transmiterea către zona economică liberă a unei clădiri cu suprafață totală de 3,7 mii metri pătrați, care la moment este proprietatea statului și se află în administrarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI.
Această clădire ca depozit a fost într-o stare deteriorată pentru o lungă perioadă de timp, iar în anul 2017, printr-un acord semnat între Comitetul Executiv al Găgăuziei și Ministerul Afacerilor Interne, această clădire a fost transferată pentru utilizare temporară la primărie muncii pe contract și reconstruită din sursele bugetului regional și bugetului local pentru instalațiile de producție cu crearea infrastructurii și utilităților necesare. Suma totală cheltuită pentru reconstrucția clădirii și infrastructurii eferente se ridică la 12 milioane lei. La moment, între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și primăriei municipiului Comrat a fost semnat un acord privind construcția unui nou complex de clădiri pentru a permite activitatea biroului regional de situație de urgență al Găgăuziei. Costurile de construcție sunt suportate din bugetul municipiului Comrat. Pentru construcția complexului, primăria municipiului Comrat a alocat deja teren cu suprafață de 2 hectare. Amplasarea acestui teren a fost coordonată cu biroul regional pentru situații de urgență. La moment, primăria municipiului Comrat se află într-o achiziție pentru servicii de proiectare a acestui complex. Și conform acordului, la finalizarea construcției, proprietarii se vor face schimb de clădiri. Adaptarea proiectului prenotat va contribui la atragerea investițiilor autohtone și străine, la dezvoltarea economică și socială a regiunii, la formarea unor sectoare competitive în industrie pe baza tehnologiilor moderne și inovaționale. Mai mult ca atât, autorii inițiativei legislative menționează că o companie internațională care activează în sectorul automotiv deja s-a exprimat intenția de a activa în cadrul eventualei subzone, fiind gata să înceapă activitățile anul viitor, deoarece infrastructura absolut toată este gata. Și în prima etapă, compania planifică crearea circa 150 locuri noi de muncă. În contextul celor expuse, proiectul de lege prezentat cu titlul de inițiativă legislativă se susține. Rog aprobarea proiectului de hotărâre. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări referitoare la acest aviz pozitiv pentru inițiativa legislativă. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 18, domnul viceprim-ministru Serghei Pușcuța, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezintă atenție dumneavoastră proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea vizului asupra amendamentului la proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative, numărul 440 din 6 noiembrie 2020. Amendamentul înaintat prevede extinderea termenului de aplicare a unor măsuri instituite prin legea numărul 69 pe perioada stării de urgență în sănătatea publică pentru perioadele declarării alertei de cod galben, portocaliu, roșu referitor la situația epidemiologică prin infecția cu COVID-19. Prin aviz, Guvernul propune continuarea acordării indemnizației unice în mărime de 16.000 lei pe parcursul anului 2021 personalului medical angajat în instituțiile subdiviziunile medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Administrației Naționale Penitenciarilor, în instituțiile medico-sanitare publice spitalicești, de asistență medicală urgentă prespitalicească, de asistență medicală primară, infectați cu COVID-19. La momentul actual, comunitatea internațională, dar și Republica Moldova trece printr-o perioadă de agravare în ceea ce privește răspândirea infecției COVID-19. Astfel, este în creștere numărul persoanelor infectate și a cazurilor grave care necesită spitalizare și tratament complex pentru vindecare. În acest context, Guvernul vine cu o propunere suplimentară la proiectul de lege numărul 440, care urmează să fie examinat în lectura a doua în Parlamentul Republicii Moldova. Este cunoscut că o modalitate eficientă de tratament a cazurilor grave de COVID-19 este tratamentul prin administrarea plasmei convalescente, care este donată de persoanele care deja s-au vindecat de COVID-19. Pentru a stimula și recompensa potențialii donatori ai plasmei convalescente, se propune acordarea unei indemnizații unice preconizate de 3.000 de lei donatorilor de plasme necesară pentru tratamentul persoanelor infectați cu COVID-19. Rog susținerea avizului în redacția propusă.
Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări referitoare la proiectul acestui aviz, care prevede primul extinderea pe perioada anului 2021 a achitării acestei indemnizații de 16.000 de lei pentru personalul medical în cazul infectării, ce este evident că cei mai expuși riscului sunt medicii noștri și respectiv este necesar să continuăm această practică de alocare indemnizației în cazul contaminării, pe care am început să o alocăm în acest an. Și a doua parte a avizului se referă la remunerarea financiară pentru donatorii de plasmă convalescentă, după cum am spus, sau din câte cunoaștem din opinia specialiștilor, această plasmă este una din cele mai eficiente metode de a ajuta bolnavii gravi, iar la noi stocuri nu prea sunt, pentru că nu prea este rând la donat acest plasmă. De ce? Noi încercăm să atragem inclusiv și prin remunerare materială. Dacă nu sunt obiecții, vă rog să aprobăm acest aviz. Aprobat, vă mulțumesc mult. Subiectul numărul 19, doamna secretar general al Guvernului, Liliana Iaconi, vă rog. Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint spre examinare proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unui bun imobil. Proiectul prevede transmiterea cu titlu gratuit din administrarea Ministerului Justiției, gestiunea economică a Inspectoratului Național de Probațiune, în administrarea și gestiunea economică a Procuraturii Generale a unui bun imobil amplasat în orașul Căușeni, strada Ștefan cel Mare și Sfânt, numărul 6. La moment, spațiile din acest imobil nu sunt utilizate la capacitate maximă. Iar pentru asigurarea utilizării eficiente și ergonomice a bunurilor imobile, proprietatea statului de domeniu public, se propune în acest caz utilizarea în comun a bunului imobil. Astfel, Ministerul Justiției, în comun cu Procuratura Generală, urmează să identifice soluția optimă pentru asigurarea cu spații necesare asigurării în continuare activității Inspectoratului Național de Probațiune. Este de menționat că, la moment, din suprafața totală de 448 metri pătrați, sunt utilizați circa 80 metri pătrați. Reiterez, acest transfer se face pentru asigurarea utilizării eficiente și ergonomice a bunurilor imobile. Mulțumesc foarte mult. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului. Vă mulțumesc, doamnă secretar general, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări referitoare la acest proiect de transmitere a imobilului de la Ministerul Justiției la Procuratura Generală pentru acomodarea Procuraturii, înțeleg, raionale de la Căușeni. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, mulțumesc. Totuși, până la emiterea acestui proiect, eu rog conducerea Procuraturii și conducerea Ministerului Justiției să găsească o formulă de conviețuire a specialiștilor de probațiune a Ministerului Justiției în această clădire cu reprezentanții Procuraturii, astfel încât să asigurăm activitatea eficientă și ergonomică, cum a spus doamna Iaconi, a ambelor structuri ale țării, ale statului. Stimați colegi, acesta a fost ultimul subiect de pe agenda ședinței de astăzi, ultimul proiect, mai bine spus, câteva subiecte până la închiderea ședinței. În primul rând, astăzi suntem în 30 noiembrie și mâine este 1 decembrie, adică începe iarna. Domnule ministru Anatol Usatăi, dacă e posibil, o succintă informație în privința gradului de pregătire a gospodăriei drumurilor pentru iarnă, ca să nu vină iarnă ca de obicei pe neașteptate, dacă avem tot ce e necesar pentru, eu știu, asigurarea securității la trafic. Prima și a doua, anul ăsta văd când nimeni nu pomenește despre aprovizionarea cu gaze de la 1 ianuarie 2021, deși, ca și anul trecut, în acest an, deci trebuie să avem o claritate mai departe. Care este situația sub centrul ministru?
Stimate domnule prim-ministru, ce ține cu asigurarea sectorului rutier cu materiale antiderapante și tehnică necesară pentru dezăpăzire, suntem asigurați la 100%, mai mult ca atât, stocurile sunt chiar supraplini cu sare tehnică și nisip necesar, ținând cont că anul trecut sezonul de iarnă a fost destul de moale și nu au fost utilizate nici 10% din aceste volumuri preconizate și care au fost păcate la sfârșitul anului 2019, în toamna anului 2019. La fel, noi am făcut inventariere la toate echipamentele care sunt la disponibilitatea administrației de stat a drumurilor sau contractate, mai bine spus, de către administrația de stat a drumurilor. Mai mult ca atât, majoritatea de echipamente sunt dotate și cu sistemele GPS. Noi avem posibilitatea în regim real să monitorizăm fiecare echipament, fiecare unitate de echipament, grader, distribuitor de material antiderapant și să coordonăm mai eficient toate intervențiile necesare. La fel, serviciul de iarnă non-stop este lansat și la administrația de stat a drumurilor, deja funcționează 3 săptămâni, și la întreprinderi de întreținere a drumurilor din raioane. Și, ca exemplu, noaptea trecută au fost distribuite în aproape de 30 de tone de material antiderapant în zona din nord a Republicii Moldova. Ținând cont de umiditatea, era risc de formare poleiului și, conform procedurilor și regulamentelor, au fost preventiv distribuite o parte din materiale antiderapante. Ca exemplu, 30.000 de tone, comparativ cu un, spunem așa, un timp mai dificil, când noi pe zi distribuiam un milion până la 100.000 de tone. Era destul de leger. Ce ține de gaze, noi am avut o ședință suplimentară cu reprezentanții Moldova Gaz. După cum cunoașteți, contractul e multianual existent, semnat pe 2 ani. Este o formulă la moment destul de atractivă pentru și avantajoasă pentru Republica Moldova. Urmează să fie revizuite prin, conform formulei și contractului încheiat prețul, dar n-ați fi, tot preconizăm să fie în jur de 120 de dolari pe 1000 de metri pătrați, metri cub de gaz și asta nu va duce la majorarea tarifului. Noi deja am avut o ședință preliminară cu Moldova Gaz. Noi suntem în spațiu sigur. Final, negocierile sunt așteptate în luna ianuarie, se pregătește, conform contractului. Mulțumesc, n-ați încercat prin conducta alternativă construită în acest an, în sfârșit finalizată în acest an, Ungheni, Iași, Ungheni, Chișinău, poate ceva alternativ, surse de finanțare, nu ați discutat, nu ne oferă alți operatori, ceva mai bun? Domnule prim-ministru, noi avem piața, preconizăm că avem piața deschisă și dacă alți operatori au posibilitatea să cumpere cum de la Moldova Gaz, așa și din alte surse, noi nu putem să indicăm lor sursă. Și asta este un beneficiu, deoarece piața e deschisă, unde mai ieftin, acolo și putem să-i aprovizionăm cu gaze naturale. După cunoștința mea, până acum nu a fost solicitat livrare pe acest gazoduct, dar noi nu mai intrăm în iarnă. Așteptăm prețurile spot și dacă prețurile spot va fi mai atractive pentru consumatori, presupunem că mai mulți de utilizatori va cumpăra și din alte surse. Vă mulțumesc, domnul ministru, pentru informația prezentată. Stimați colegi, mâine este 1 decembrie, Ziua Națională a României. Este un bun prilej de a felicita poporul României cu Sărbătoarea Națională. Bineînțeles, pe lângă felicitări, venim și cu mulțumiri sincere pentru suportul masiv, frățesc, sufletesc, de care am beneficiat mai mulți ani, dar în special în acest an. Și în condiții de pandemie, și în condiții de situație economică dificilă, guvernul României, poporul României a fost mereu aproape de noi, a fost împreună cu noi și ne-a acordat acest suport. Dorim succese mari, prosperare României, succese în calea de consolidare a avantajelor, inclusiv integrării europene și intrării în europeană și contăm și în continuare pe relații frățești și pe suportul României, inclusiv pe dimensiunea integrării europene a Republicii Moldova. Am semnat o scrisoare de felicitare în adresa prim-ministrului României cu această ocazie și încă o dată cred că exprim opinia întregului guvern, felicitări România.
Suplimentar, încă un subiect, noi vom avea, sau mai bine spus, pe data de 6 decembrie, în România au loc alegeri parlamentare și pe teritoriul Republicii Moldova vor fi deschise mai multe secții electorale, birouri electorale, înțeleg în jur de 30. Noi am discutat despre asigurarea securității antiepidemice în acest exercițiu. Noi presupunem și sperăm că vor fi mulți participanți la procesul electoral, la aceste secții de votare. Vreau să rog doamna ministru Viorica Dombrăveanu, domn ministru Pavel Voicu, vă rog toată, contactați ambasada României pentru ce suport este necesar în asigura această respectare a regulilor antiepidemice, ori este bine să răspundem cu aceeași monetă, pentru că doar cu câteva săptămâni în urmă, același tratament am avut din partea statelor europene, din partea României, care au asigurat procesul electoral pentru alegerile prezidențiale în Republica Moldova, în mod bine organizat și respectând aceste reguli antipandemice. Vă rog tot suportul pentru partea română în organizarea acestui proces și să diminuăm la maximum riscul contaminării cetățenilor noștri și români la secțiile de vot. Stimați colegi, acestea sunt subiectele pe care am vrut să le discutăm și să le scoatem în evidență în această seară. Vă mulțumesc mult pentru pregătirea proiectelor, pentru discuții și aprobare. Astăzi munca continuă. Eu rog colegii care au definitivat proiectele, inclusiv bugetare, să le finalizați, le semnăm pentru ca să nimerească în Parlament cât mai rapid posibil mâine, în speranța că Parlamentul va reuși în această săptămână să aprobe aceste proiecte importante în prima lectură. Este important pentru aceasta că noi să le remitem foarte rapid, fie pe parcursul nopții sau mâine dimineață. Vă doresc o seară bună tuturor, sănătate! Mulțumesc!